seara. Bună seara. Gata. I feel good. I knew that I would now. I feel good. Oh! I knew that I would now, baby. So good. So good. I got you. I feel nice. Oh, déjà. Sugar and spice. I feel nice. Like sugar and spice. Oh, yeah. So nice. So nice. I got you. Serious? When I hold you in my arms, I know that I could be so wrong. But when I hold you deep in my arms, sugar and spice. Everybody, so nice, so nice. I got a year. So nice, woo! So nice. I got a year. I got a year. One more time. So nice, so nice. I got a year. Final. Mamă, nu eram pregătit, deci eu eram așa într-o atmosferă de asta, am făcut o oră și ceva pe drum, mai aveam un pic și adormeam. Unde stai, dragă? În partea cealaltă a orașului. Nu, în partea cealaltă a lumii, așa, era interesant să spui. În partea cealaltă a lumii stau și mamă. Eu și mă gândesc cum e să vin coace în partea asta a lumii. Bine te-am găsit, bine v-am găsit, mamă, hello. Bă, câtă lume aici, mă. Bă, nene, podcasturile astea nu sunt așa, ce? O chestie 1-1, așa? Mă. Nu, 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 la mine e 1-1. No, știi care chestie? Că aici fiecare dintre iubiții mei colegi, ce faci, mă, te mănânci? De foame. Aici fiecare face ce vrea, cântă ce vrea. Ideea este ca noi să găsim numitor comun, cel puțin astăzi. Da. Să știi că noi mai avem o piesă de funk. Da? Da. Tot acum, bă, stăm... Funky people wanna move, come on, get into the groove. Funky people wanna move, come on, get into the groove. Funky people wanna move, come on, get into the groove. Funky people wanna move, funky people wanna move, come on, get into the groove. Credeam că este altceva. Ce credeai? Tot cu fânge, băi. Și refrenul sună așa. This is funky, body down, down. Ce vrei, mă? Ce vrei? Ce... Băi! Poți să bea un pic de apă? Da, mă, nu, nu, stai că te sfac. Stai că te sfac de toate. Nu, dar poți să bea un pic de apă. Bea apă, bea apă. Dar tu ce faci acasă? Ah, iartă-mă, știu ce faci acasă. Știu ce faci acasă. Nu mai e ca pe vremuri, tăticule, gata. Băi, o, deci... Intru în casă, mă distrez, vreau să evadez, nu mai vedeți deloc. Stai, mă, tu intri în casă și te distrezi și vrei să evadezi, după ce ies în casă pentru asta? Adică, bă, și, adică și când eram singur, tot ieșeam din casă. Nu stăteam în casă să evadez. Adică vreau să evadez, mă închid în casă singur. Și beau și singur, adică dai seama. Dar cum stăteai tu în casă? Asta vreau să știu. În liniștea mării. Da, când așa. Vreau să-ți... am ținut cont de cerința ta. Am zis șpriț. Am zis, da. Da, păi la ora asta? Da. Fian, la 9 aici, seara? Fian, la... Da. Am zis stop. Mai pune, lasă-l așa dizolvat.
Ăsta diluat. Păi de mine. Mai diluat așa. Băi, mă opăzi eu? Da, gata, ajunge. Hop. În sfârșit, mă. Haide, mă. Că nu mai zici deloc stop. Auzi, dar ai și lăsat sunetul ăsta, nu? S-a luat bine? Da. Da. E microfonul acolo. Dar tu îl bei sec? Băi, hai să vezi, mai, e singurul om de până acum, e singurul om de până acum care mi-a zis, da, sunetul s-a luat bine? Înțelegi? Da. Tu nu ești cu sătureasă de aia de la... Nu ești de la Desgo, lucrezi pe muzică. Tu ești cu muzică, nu? Din când, da. Eu asta vreau să spun, că eu te simt. Ești... Bă, dar fii atent ce microfon are. Bă, stai un pic, mă. E singurul care spune... Nu, serios, bă, dar stai puțin. Aoleu, trebuie să schimb toate întrebările cu Smiley. De ce? Pentru că tu întrebi alte lucruri pe care alții nu le-au întrebat niciodată. Păi da, bă. Întreabă tot. Păi zi... sunt atent la tot. Da, mă, întreabă, zi tot. Zi. Așa, deci microfonele astea vezi că nu sunt... Hai să trăiești. Hai sănătate. Am observat că nu e, adică am, la podcasturi sunt niște microfoane de alea de podcast care costă 17 milioane, știu exact. Așa? Așa, atâta costă? Da. Un de la, așa. Da, noi am avut, ăsta l-am luat de la, din Alaska, ăstea se puneau în zăpadă și se înregistrau urșii cum calcă, așa, și pinguinii. Nu, mă, asta e altă poveste. Da, mă, asta e doar de cântat. Da, mă, da, deci tu n-ai făcut podcast de vorbit, tu ai făcut podcast de cântat. Aplauze! Aplauze, mă, bravo, mă. Și de ce m-ai chemat pe mine? Păi am auzit că lucrez la graniță și pun rațele pe acolo și am zis să jucăm rațele, muzica și vânătorii. S-ar putea ca după terminarea acestui podcast să zici, cine dracu m-a pus să mă duc la ăsta, mă? S-ar putea. Și în timp ce... Nu, și după aceea mă întorc și se întoarce, hai să mai tragem o dată. Haide, mă, cum să mai facem o dată? Nu. Deci de fiecare dată când spui, când bagi chestia asta, se întâmplă ceva. Ce? Stai un pic, ce, există și niște reguli aici? Nu. Nu știu unde m-am, nu știu în ce m-am băgat. Deci, stai un pic, deci eu vin, oricum am venit, m-am luat, pac, hai, făcut, bă, deci știi cum eram? Mă simțeam ca și cum aș fi ajuns la o nuntă la țară. Dar no offense, adică să înțelegi. De bună calitate, rustică. Eu, nu. Deci am intrat la o nuntă la țară și ai văzut că la țară, de ce am zis la țară? Că la țară ăia nu au treabă, adică bă, nunta, la nuntă trebuie să fii pregătit fizic, trebuie să te pregătești 2-3 luni înainte, să alergi pe bandă, să te duci la muncile câmpului. Că după aceea dacă nu faci ora cum trebuie, te exact. Afară, deci exact așa m-am simțit. Ca și cum am intrat în corciu, hai bă! Hai! Exact așa m-am simțit. Și eu eram, nu făcusem încălzirea, nimic, eram, nu mai aveam suflu, că am și urcat pe scările astea, am văzut toată școala, adică m-a luat fiică-ta și a zis, m-a luat fiică-ta, hai să are școala, hai urcă scările, coboară, nu știu ce, hap, eram deja, stat așa, bă, dar știți că mi s-a întâmplat, de ce am zis asta, că mi s-a întâmplat la un concert, am fost în Maramureș la un concert și după concert oamenii au zis, haide domne, dar Pavel unde e? Exact, când mă duc, în oriunde mă duc în țară, mă întreabă, dar Pavel unde e? Dacă mă invită la o masă, tot timpul mă întreabă, dar Pavel unde e? Zic eu, n-a putut să vină de data asta, dar fac eu față, nu e nicio problemă. Și m-au luat, îți dai seama, n-am făcut față. M-au luat la o câmpenească. Dar ce, că n-am văzut în viața mea, deci m-au luat niște femei la vreo 50 ceva de ani, m-au luat la dans, după 10 minute eram leșinat, dar eram, bă, eram loarcă, n-am făcut cardio în halul ăsta în viața mea. Mă bucur foarte mult, îți dai seama dacă ai făcut cardio până acum, ce ți-am întâmplat? Bă, dar fii atent cum mă aud cu ecou. Ca la Maramureș. Maramu plai de dor. Gata, copii, să putem începe? Da. Bun. Sunt Horia Brenciu și voi sunteți la Lucruri Simple. Vă salut, bine ați venit. Astăzi ne vom hrăni cu Aqua Carpatica și vom sorbi șpriț. Da. Alături de vinul alb Chateau Valvis. Așa cum... Fii atent, introducere. Aia ta, alea-s două ale tale. Știi fix ca alea? Alea două ale tale. Da. Ai două camere. Eu am numai una, preferențial. Astăzi! Precum Damasc are un Apolodor,
Piteștiul are un zâmbitor. Andrei Tiberiu Maria. Atât s-a putut. Ai fost de două ori la concertele mele. Îți mulțumesc foarte mult. Cu drag. Să știi că și apariția ta a fost o plăcere pentru public, dar faptul că știi când a fost chestiile astea? Știi anii? Când s-a însurat Șerban, că am venit direct de la nuntă. În 2015. 2015, da. Șerban, deci, te-ai însurat în 2015. Șerban Cazan, ca să-ți Șerban, fie, deci când s-a însurat, că știu că am venit fix de la nuntă. Așa? Că eu îți promisesem că vin, el a setat după aia nuntă și zic, păi n-am ce să fac. Și ți-am zis, bă, o să vin de la nuntă. Da, asta e, eu eram îmbrăcat de nuntă. Deci... Astăzi totul se leagă, nunta da. De la Maramureș cu nunta lui Cazan. Și prima dată, mai știi când? Stai așa. Când odată erai cu o bucățică de mustață și barbă. Da. Prima dată ai fost fără nimic pe față. Erai... La concert la tine? Da. Am cântat cu tine la concert? Nebărbierit? Încheiem aici podcastul nostru. Stai, a fost pentru voi, Spidey. Nu contează. Terminăm aici. O să fie cel mai scurt podcast din viața noastră. Nu, știi ce? Invers. Așa. Da, invers. Bate invers. Lasă-mă și așa cere. Invers, mă. Așa. Pe unde am fost? Când ai fost la concert la noi? Nu mai știu, mă. Cum, mă, nu mai știi? Nu mai știu. Nu mai știu, serios nu mai știu. Stai să-mi aduc aminte. Stai așa. Deci, când am cântat cu tine... Ce-am cântat, mă, stai așa? În primăvară... Ain't there a kick in the head? La, așa? Bravo, bă, uite, bă, bravo, băiatul așa. Deștept, a reținut. Asta? Dar prima dată. Când am cântat? Prima dată când am spart gheața la Sala Palatului. Așa, am și dansat, am cântat, Love is for Free, am cântat. Așa te vreau, uite, ușor. Ia. Am cântat Love is for Free. Așa, Love is for Free și... Și... Nu mai știu. Și a fost, spun eu... Era în anul 2011. Bă, ce memorie. Atunci când Vocea României intra pe avizier, eram în aprilie, nu, în 25 martie. Și după aceea, 25 martie, și după aceea la capătul anului ne vedeam la Vocea României, unde eu plângeam și tu câștigai cu SS. S? Cine e SS? Ștefan Stancu. Așa te vreau. Eu mai testez, că poate a uitat omul, na. Acum cu copil, cu porcel, știi că... 10 ani. Sunt dezastruos eu cu suntem cu în 2022 acum, Smailone. 2022 deja? Da, suntem în 2022, la mulți ani. Hai să trăiești. Unde ai fost de Revelion? Ia. Nu știu. Am uitat. Ah, la Pro TV. Mă gândeam, mamă, unde-i fi pe la Revelion. Apropo, ai cântat foarte bine. Celebration am cântat la Pro TV. Ah. It's a celebration. Come on, ta da 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 da. Woohoo! Yahoo! Yahoo! It's a party going on right here. A celebration all throughout the years. Let's have a good time and your problems too. I got a smiley with me and with you. Come on now. We're gonna celebrate and have a good time. Come on now. Celebration. We're gonna celebrate and have a good time. It's time to stand together. Da-da-da-da. It's up to you. What's your pleasure? Everyone around the world. Come on! Da-da-da-da. Yahoo! Nu mai ești pe Yahoo, nu ești pe Yahoo! Așa. Eu de fiecare dată când aud piesa asta zic, iară reclama asta la Yahoo, mă. Iară, mă, cu reclama. Dar cât au dat să vă... Yahoo, Yahoo, Yahoo. Cât au dat și ăia cu panificație. Care este aia? La tatăl nostru, știi? Care? Nu știi? Nu. Care erau astea, domnule, se întrebau ăștia de la Pepsi, se întrebau, domnule, dacă vreau să intre în rugăciunea tatăl nostru, știi? Și s-au tot dus, domnule, dar cât ne costă să intrați în acolo. Loc de pâinea noastră cea de toate zile? Să ziceți, Pepsi nu să cea de toate zile. Și
tot i-a refuzat, i-au refuzat autoritățile și la un dat au plecat oamenii de descumpăniți așa și au zis, bă, dar cât or fi dat mă ăștia de la planificație? Că mă, nu știa spate, e veche. Nu, eu nu știam. Nici. Dar eu cred că după emisiunea de astăzi, episodul ăsta de astăzi, tu poți să devii stand-upper. Oh. Iar acum întrebarea verde. Mi-e place să fac mișto de chestia asta cu întrebările, știi? Întrebarea verde. Întrebarea verde. Când crezi? Hai mă, bă, serios, mai ai întrebări? Mai... M-am pus la mai mare. Când crezi că ne vom revedea din nou la sala Palatului? Oh. Doar la concertul tău. Sau, dacă ne cheamă cineva... Primăria sectorului. Nu. Dacă vei face tu un concert, eu perfect. La sala Palatului nu. Știu. Stai, că ajungem și acolo. Ah, da. Uite foile. Ah, ok. Fii atent aici. Zi. Pentru că trebuie să facem încălzirea. Eu cred că anul viitor o să ne vedem la sala Palatului. Dacă anul ăsta 2022 sau 2023? Nu, 2022. 2022, anul ăsta. Bun. Da. Ah, da. 2022, perfect. Așa. Pentru asta trebuie să ne încălzim. Doar dacă tu... mă invit. Asta e o piesă. Da, băi. Doar dacă băi, tu ai deschis la mine orice. Din multe puncte de vedere, lumea nu știe câte știu eu și de aceea te apreciez. Dar nu puteam să trecem cu aprecierile. Vreau să fie un podcast dur. Mamă, o sări și băieți ăștia. Trebuie saltul de plăcere. Deci începem cu unul dintre genurile preferate ale lui Smiley, ragae. Da. I remember when he used to sit in a government yard in Trenchtown, all by observing them hypocrites. Oh, babe, as they sit with me on the fire tonight. Good friends we lost, good friends. Singing. No woman, no cry. No. No woman, no cry. Everybody say it one more time, say it. No woman, no cry. No. No woman, no cry. Love you so free. Huh? Nu, bă, nu mă pune să, că nu știu versul. Nu știu versul. Love you so free. Ah, love is free. Ah, okay. I wanna be without you, girl. Give me sugar and honey. No, we don't need any money. We'll love each other 'cause love is for free. No, wanna know if you like me, girl. Give me sugar and honey. No, we don't need any money. We'll love each other 'cause love is for free. You got the freestyle. Love is for free. You got the freestyle. Love is for you got the freestyle. Love is for you got the freestyle. Ha, 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 ha. Mai ai ceva de asta? De reggae. De reggae, da, am mai multe. Ia zic de reggae. Îți spun eu una. Ia. Get up, stand up. Get up for your right. Și pe asta o știu, mă. Get up, stand up. Stand up, stand up. Don't give up the fight. Don't give up the fight. Get up. Love.
You don't leave me now. V-am zis care voce asta, mă. Băi, am intuiție, mă. You don't love me, baby. It's like I don't place to go. Ceva now. Alegi un oraș. Chiar la... Zi tu, acum. Un oraș. Zi tu, acum. La Pitești, cum? Pitești, acasă. Ai văzut că n-a trebuit să iei. Perfect, ne-am încălzit, o să fie sala palatului. Te-am văzut ultima oară cu un câine lup. Da. Dar în ultima vreme, pe conturile tale de social media, apare un motan. Goșa. Da. Explică-ne, cum conviețuiește un lup câine cu un motan? Ce rasă e motanul? Așa norvegian, face... norvegian de pădure. Du-te, bă! Îmi pare rău, dar noi am pregătit piesa Norwegian Wood. I once had a girl, what should I say? She once had me. Norwegian Wood. Cum? Și de acolo te-ai gândit la Beatles când ai luat aia sau cum ai făcut? Nu, nu, nu e, e motanul Ginei și nu, mai, nu conviețuiesc pentru că... Fals! Fals, îmi pare rău de fals. Băi, tu aici trebuie să spui adevărul, mă. Tu nu mă mai imita pe mine. Așa. Eu sunt un bătrân. Dar nu te-am imitat. Brâu de lână. Dar chiar nu te-am imitat. Băi, i-ai spus, i-ai dat tu de mâncare într-o dimineață, da. Punând bolul, da. De... Așa. Ce era, iubire? Orez? Nu era orez, mă, era bolul lui de bolul, mâncare. I-ai dat bolul lui la aceeași masă cu tine? Da. Tăticule, deci tu... Eu cred că ai o relație specială cu Goșa. Da. E primul motan din viața ta. Primul. Vorbesc serios. Da. Să mor tu. Și ultimul. Nu, da, cred. Să mor. Nu, dacă și ultimul. Da, problema e că... Ce? Nu conviețuiește cu câinele lup, pentru că câinele lup a murit. Nu înainte, cred. Da, da, înainte să se mute Gina, cu vreo 3 ani și ceva. Nu cred așa ceva. Da, da, da. Dar erai de fiecare dată și scoteai afară și... Da, da, da. A făcut infart. Nu cred! Da, avea o, o chestie genetică în familie pe, linie de, pe linia mamei. Legată de carne? Da, da, da. Extraordinar! Mie îmi plăcea foarte mult și... Și pe, acum... Îmi plăcea foarte mult și vreau... Eu personal pentru copii, am avut o discuție asta cu fiii mei odată. Tăticule, ce vrei? Un câine lup. Wow. Câine lup care trebuie să-l dresezi, pe care trebuie să-l scoți, pe care trebuie să... Adică eu știu câtă grijă trebuie să ai de pisici. Da, păi de un câine care, da. Dacă îl lași singur în casă și pleci și te întorci, crezi că ai greșit casa. Eu nu l-am lăsat, nu, eu nu stăteam în casă deloc. Da, cred. Era antrenat să păzească curtea, era un câine fantastic. Chiar era și nu... Am zis, bă, nu pot. Nu mai pot. Adică pentru mine, pentru toată familia, a fost așa o pierdere, un episod. Despre că ne-a dat șaseră foarte mult de el. Cred. Și am zis, mai facem o pauză. Vedem când o să crească Josefin, poate o să vrea. Nu știm.
Da, da, uite, o idee bună. Îți spun din prima că Goșa este un pas bun. Pentru că în momentul de față noi avem, și eu am, de ce spun, de ce ți-am spus lucrul ăsta? Pentru că și eu am o pisică recentă, Leia. Da. Din Războiul Stelelor. Exact, uh-huh. Văd că știi foarte, ești pus la punct. Și de fiecare dată când mănânc dimineața la micul dejun, apare, serios? Ce faci, mă? Se uită așa către ochiul meu, știi, ochiurile. Și uite așa, nu-i voie, du-te și mănâncă-ți mâncarea. Și fii atent, mă duc la frigider, pac, și când mă întorc, e lângă ochiul meu. Băi, te-am zis! De fiecare dată de discuție, asta e absolut în fiecare dimineață. Eu în fiecare dimineață, dacă m-ai filma, ai vedea că da, sunt un om normal, dar am niște deprinderi nebune, îmi vorbesc cu o pisică, Leia. Leia, te rog eu din suflet. Și explic de fiecare, te rog din suflet, înțelege românește. Asta e, asta e sintagma, înțelege românește, este bestială. Exact, exact. Zi-mi cum vă împărțiți treburile în casă, pentru că eu simt că tu ești un om schimbat și am simțit asta la tine la ultimele noastre întâlniri. Mm. Ești un om schimbat, vreau să-mi spui cum vă împărțiți treburile în casă. Am văzut, și nu cred că o faci doar de imagine, am văzut că acolo se întâmplă niște... Duci gunoiul, faci aia, faci aia, faci aia. Sunt multe lucruri pe care le faci pentru că trebuie să... Deja ești un padre responsabil pentru diaspora. Noi avem și diaspora. Da. A, da? Da. Băi, s-au schimbat mai multe lucruri... Începând de anul trecut, înainte să vină Josephine, pentru că am stat mai mult acasă. Deci eu anul trecut, cât am stat acasă, n-am stat în 10 ani de când am casă. Te cred. Ușor, ușor am început să mă deprind, să mai fac un grătar, să mai îmi pun de mâncare, să nu știu ce, nu știu, să mă duc să duc gunoiul, să mai dau cu aspiratorul, să mai pun... N-am primit nicio invitație, îmi pare nu e. Așa, continuă. Așa? Na, da, m-am încep să mai fac lucruri de ale casei. Nu sunt obișnuit deloc. Adică trebuie să mă mai împingă cineva de la spate. Mai mult decât atât, pentru că tu ești un tip vocal, în special pe social media, din nou trebuie să te citez, am văzut zilele trecute cum ai schimbat un... Bec. Ei nu știu. Da. Unde ai văzut, mă? Tiberiu Andrei Maria. Tu crezi că te-am invitat la podcastul ăsta ca să ne zâmbim unul la altul? Eu știu totul despre tine, mă băiatule. Eu știu totul și nu vreau să arăt publicității lucruri. Ai schimbat un bec zile trecute. Eu nu cred că... Deci fii atent aici. Smiley cu un bec așa. Poză. Nu e emotion. Deci eu nu cred că tu ai pus mâna pe bec. Gina, fă-mă poză ca să vadă lumea că totuși schimb becurile în casă. Nu cred că ai făcut chestia. Hai. Și cum ar fi? Nu, dar se întâmplă atât de rar. Păi, încă trebuie imortalizat. Nu, cu becurile rar. Dar tu știi că acum trebuie să pui tot felul de lucruri. Ca tată trebuie să... Tu auzi de murături? Știi cum se fac murăturile? Am auzit de ele. El a auzit de toate, mă! Băi, asta a auzit de tot, dar... Eu cred că următorul an le vei descoperi pe toate. Când nu știi, îmi dai un telefon și spune exact ce se întâmplă. Da, tu știi să pui murături? Bineînțeles. Nu... Ia. Cum? Iei niște borcane. Da. Borcanele trebuie să fie... Mari sau mici? Mari. Pentru că eu cred că în viitor, când o să aveți și bonă, când o să aveți și... Adică în viitor, eu cred că sărbătorile la voi vor fi pline, va fi casa plină de oameni. Doamne, ferește, de așa ce... Așa. Nu, acum nu o să-ți placă, dar încet o să-ți placă. O să-mi placă cu mulți oameni pe capul da, meu? Da. O să-ți placă cu mulți oameni pe capul tău, pentru că eu cred că încă vreo câteva luni bune vom mai rămâne puțin așa, vom mai petrece în sânul casă, familiei. În sân. În sânii familiei, mult timp. Și eu cred că tu trebuie să te concentrezi asupra murăturilor, asupra zacuscăi? Zacuscă, știi să faci? Zi-mă, zacuscă, știi să faci? Nu-mi place zacusca. Nu. Poate ție nu, dar mie îmi place. Așa. Și vin la tine? Zacuscai? Spari ce ne măcar. Zacuscă, doc! Deci eu cred... murături, zacuscă,
Eu cred că trebuie să te pregătești. Nu, dar nu mi-ai spus cum se fac murăturile, că sunt curios. Băi, murăturile în primul rând se... Da, se... deci tu iau niște legume. Nu. Legumele sunt doar ingredientele. Știi că odată când am fost într-un... Bă, de ce stai că e politician? N-am văzut. Zi-mă cum se fac murăturile. Da, mă, spun acum. Păi nu știu. Cum nu știu, mă? Haide, mă, zi. Hai, zi, mă, cum mai faci? Mai bine fă fața, deci, aia de iei legumele, zi, de, zi. Iei legumele, stai un pic. Deci iei legumele. Legumele sunt doar ingredientul, nu sunt principalul. Iei murătura. Gogonelele, de exemplu. Ok, iei roșii verzi, da? Roșii verzi. Da, ce roșii verzi. Se fierbe. Da. Se fierbe un lichid spectaculos. Wow. Din ce? Asta e întrebarea mea. Oțet? Cum le faci? Cu oțet sau cu... Cu usturoi. Nu. Cu oțet sau cu borș? Oțet. Cu oțet și pui usturoi. Pentru că eu spun și usturoi. Și mai pui și un pic de zahăr? Foarte puțin. Piper. Și mai ce? Tu știi să faci dacă... Păi cum vă să nu știu, mă, ești nebun la cap. Eu când eram mic, stăteam cu bunica mea să văd cum să fac murăturile. Ia zi-mă cum să fac murăturile. Așa să fac. Băi, ce discuții! Eu nu mai suport discuțiile astea care pe care. Tu șe, pussycat? Uite, uite ce e. Pentru că ești un băiat care știe să facă murătura... Băi, nu mă pricep să fac murături, n-am făcut în viața mea, dar mă pricep să le mănânc și știu și cu ce să le mănânc. Știu cu ce să le asortez, știi? Că sunt murături asortate. Se asortează cu orice. Aș vrea să asortăm acest podcast, da. acest concert live. Cu o piesă... Mi s-a făcut poftă de murături acum, na. Mai așteaptă puțin. Ia această secundă. Fii atent aici. Eu, când am făcut acest podcast... Nu mi-aș fi închipuit niciodată că va trebui să cânt niște piese ale invitațiilor mei. Ia. Ok. Da. Dacă greșesc, te uiți la mine urât, terminăm podcastul. Doamnelor și domnilor, a trecut câteva secunde de la intrarea lui Smiley în direct și iată că știm cum se fac murăturile. Am văzut-o pe stradă. Am văzut-o pe stradă. Ce n-ai mers la ea? Așteaptă puțin. Hai spune-mi ce s-a întâmplat. Era așa frumoasă. Te-ai îndrăgostit? Nu știu, dar nu mi-am revenit. În fiecare noapte aș vrea să strâng aproape, să țin în brațe și să-i spun ce simt. Când soarele răsare, pierduți în pijamale, ne iubim. Și o secundă și mi-a fost de ajuns. Am zărit-o în inimă, mi-a pătut. La 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 la. Și mă simt fericit, fiindcă ea e tot ce mi-am dorit. O secundă și mi-a fost de ajuns. Am sărit-o, inima mi-a pătruns. Și la 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 la. Și mă simt fericit, fiindcă ea e tot ce mi-am dorit. Și acum trebuie să mă întreb, și ce o să faci acum? O să pun... Și ce faci acum? O să pun murături. Ai fost stat de vorbă cu ea și mi-a spus cum să le pun. De când te cunosc, așa ceva n-ai făcut. Știu, le-am pus chiar acum într-un minut. Aș vrea să o am aproape și să-i spun ce simt. Când soarele răsare, tot în pijamale ne murăm. O secundă și mi-a fost de ajuns. Am sărit-o, inima mea pătruns. Și la 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 la. Și mă simt fericit, fiindcă ea e tot ce... 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 Mi-am dorit. O secundă.
secundă. Funk. Am sărit-o. Mamă, dar oare... A, vrei să cântăm o dată? Și mă simt fericit, fiindcă ea e tot ce mi-am dorit. Și-a făcut și... Îmi cer scuze, dar... Da, e cazul. Îmi cer scuze, dar va trebui să-ți dai casca jos pentru că așa... Vă servesc cu niște pâine. Da, prima dată vine pâinea. Apoi vine sare. Pâinea noastră. Și al doilea... Mulți-am trăiască, mulți-am trăiască, la mulți ani. Deci acum ce facem? Mâncăm? Stimați, da, mâncăm. Vreau să prezinți mâncare. Stimați invitați... După piesa o secundă, ne-a trebuit doar o secundă să punem din nou masa. Avem în fața noastră un osobuco. Nu, nu vă gândiți la prostii. Este doar os și în și jurul lui... Urmează să o îmbuco. Da, da, îmbucăm. Vreau să spun, când am auzit că asta este mâncarea ta preferată, da, am zis că nu e adevărat. Ești de-al meu. Mm. Bă, de unde e lumea asta? Mă, ești nebună ca... Mm. Și băi, ce ăștia așa și uite la noi? Stau cu niște. Noi am mâncat înainte, covrici. Eu cred că... Da, mă, dar ia cu hreanul ăsta deasupra. Nu fii slab. Mm, hrean! Și acum urmează un ASMR. Oh, yes. Aia, mă, ASMR. Asta este cea mai nasoală parte pentru copiii mei, în sensul că ei se uită și noi mâncăm. Asta dar nu știi, nu știi ASMR? E, salut Cristian. Ce? Nu știu ce e la ASMR? Ce e ASMR? Repede pe Google. Ăia, mă, care, ce... care mănâncă. Așa? Și fac... Sunt unii care se uită la oameni care mănâncă. Așa? Și fac zgomote. A, nu, eu știu, iartă-mă, dar înainte de anul nou, pe 27 decembrie, noi l-am avut invitați pe Bartoș, băiatul ăla din Miercurea Ciuc. Și când i-am pus în față un platou de la Ianoș Baci, și am început amuzat să mâncăm, s-a auzit așa. Da, așa face. Dar și eu fac așa. A, da. Înțelegi? Și fiimea face la fel. Fiimea când mănâncă așa face. Și că ce mănâncă? Diverse. Tu știi că vei trece pe Passat cu pe... Știi este? Am trecut deja, mă, bă, dar... De... Pe ce dată s-a născut? Fiimea? Da. Pe 9. Pe martie. 9 martie. 9 martie! Mhm. N-ai intrat la facultate? 9 martie! În curând vei face un an de zile. Chiar, uite, uite o întrebare bună pentru Smiley, mi-a venit acum. Pe 9 martie vei sărbători un an de zile. Da. Vreau să-mi spui, da, n-o să inviți copii, pentru că fita asta... Așa. Fita asta, lasă-mă să-mi spun partea. Zi întrebarea. Fita a stat în casă. Și n-a avut cum să socializeze. Dar tu da. Deci o să inviți părinți. Luați loc, părinți, la masă. Pe ce? Pe cine vei invita la un an de fiică ta? Pe părinții mei. Nu știu eu. Colegi. Avem o problemă mare cu Tiberiu Andrei Maria. Ia. Yeah. Va trebui neapărat să-l facem. Mm-hmm. Să ne invite la el acasă. Să ne dea murături. Da, bașca. Nu, dar ideea este că eu am observat Smiley când zice: "A, mă, facem un chef mare." Da. Cu cine faci? Cu părinții. Pac. Deci noi trebuie să-i dăm gustul astăzi să fie împreună cu multă lume. Să fac o petrecere mare. Băi, prima mea fată. Eu observ, ai spus sintagma. Da, da, e mie. Mai mi-a prima iha. Trebuie să fac o petrecere mare și vreau să facem o nebunie. Dar de ce, mă? Poate nu vreau să deranjeze vecinii. Nu m-am gândit la asta. Nu m-am gândit la asta cu vecinii. Da. Ai vecini? Am. Am niște vecini... Înțelegători? Importanți.
Pe cine? E. Ștefan cel Mare. Moga. Nu te mă de aici. Moga, da, Moga e vecinul meu. Nu cred așa normal. Ceva. Nu cred așa e ceva. E vecinul meu. Și mai are un vecin. Și mai am un vecin. Domnul Ovidiu. Care Ovidiu? Ovidiu. Care Ovidiu? Comor. Nu-l cunoști. Nu-l cunoști pe domnul Ovidiu. E important? Pentru mine, da. E important? Da, mă, pentru mine, nu. Pentru mine, da, că mă ajută, mă ajută cu o grămadă de lucruri pe jurul casei. Deci vreau să întreb așa, da. Unde e osobucul ăsta, că e bun? Noi facem aici, la bucătărie. E Academia de Arte Horia Brânciu și, în primul rând, arta de a găti osobuco pentru Smiley. O regiune specială. Băi, ești nebun la cap? Băi, uite, o să mai gust puțin. Atât, o să mai gust puțin. Mie îmi place osobuco. Cred că e unul dintre motivele pentru care niciodată nu o să fiu vegetarian. N-am nimic împotriva vegetarianilor, dar gustul ăsta e formidabil. Bă, eu spun sincer, eu am încercat. Vegetarian. Uh-huh. Pe bune. Din Napoli, când vegetarianii ies la stradă. Și n-ai roșii. Vezi, mă, n-ai cum. N-ai cum, nu știu. Bă, dar nu ne lăsa să mâncăm și noi. Dar aveți milă de noi, suntem doi oameni care... Doamne, doamne, cum e piesa asta. Bă, deci am fost într-un restaurant în LA, italian. Toată lumea la masă. Plin. Așa. Ok. În LA. Și aveam un moment în timpul mâncării. Tot restaurantul cânta piesa asta. Pe deci bune? Începea. Bararam, bararam, vita bella. Și tot restaurantul cânta. Toți erau la masă, de seama, mâncarea în față. Frumos. Și cânta toată lumea. Și după aia se opreau și vedeau de ale lor. Superb. În Italia nu. În Italia n-am dat de niciun restaurant de genul ăsta. Giusami, Magnol, Napoli. Eu cred că americanii au făcut mâncarea italiană mai celebră decât italienii. Americanii au făcut un lucru pe care tu cred că l-ai văzut deja. Și marketing. Marketing. Da. Dacă îi întreb pe americani despre mâncărurile lor tradiționale americane, o să spună hamburgeri, pizza, paste. Da, da, da. Dar iartă-mă, doar puțin ca să fie... Mm-hmm. Asta e pentru vin. Mie și de ce îmi place osobucu? De ce? Îmi place textura asta a zgârciului, cumva. Știi? Îți place textura zgârciului. Uh-huh. Băi, ia să mai gust puțin, că n-am simțit textura zgârciului. E prima dată când ai mei cânta așa ceva. Uite aici zgârciul. Ăla. Ăsta îți place zgârciul ăsta. Da. Noi de când ne cunoaștem? De... Ai fost 20 de ani. La 20 de ani ne cunoaștem. Am fost la bună dimineața, la neață. E la neață, la antrenor. Deci e prima dată când îmi spune că îi place zgârciul după 20 de ani. Până acum n-am spus zgârciul. N-am avut ocazia să spun așa ceva. Mi se pare o discuție foarte intimă. Păi. Uite. Încă o dată mă bucur că ești alături de noi. Ai mâncat mă zgârciul? Dă-mi mie că-ți mănânc eu zgârciu. Mănâncă zgârciu, mă. Ia. Cum mă ai mâncat asta? Deci asta e șmecheria. Da. Asta e, nu, mai e șmecheria. Șmecheria este măduva. Măduva. Da, mai la sfârșit de tot. A. Tu nu mănânci așa mâncarea? Ba da, da. Ba da. Adică cea mai bună parte, la sfârșit. Da. Eu cred că de-abia după 20 de ani îl descoperă pe Smiley. Prin mâncare. Mai stăm, nu? Stăm cu ăsta în față așa? Pâine nu mănânci? Nu prea mănânci pâine. Te-am văzut? M-ai prins! Vreau să te întreb un singur lucru. La câte... vreau să dați subscribe cei care doriți în viața voastră să mâncați zgârci sau osobuco. Cei care doriți, dați subscribe. La câte instrumente știi să cânti?
Te întreb asta... La, nu știu să cânt la niciunul, de fapt. Să cânt așa, nu, să cânt, nu pot să... Așa, la chitară un pic, la, la tamburină. La tamburină, da. Perfect. Dacă tu știi să cânti la chitară... Da. Da. Așa. Deci, în momentul de față, nu poți să stai acolo liniștit. Păi nu, dar stai să am cântă ce vrei tu. Nu știu să cânt nimic. Absolut, nici două, trei acorduri, așa. Iar noi suntem lângă tine. Mă bucur, ești aici. Tarararararara. Tarararababa. Tararara. Smiling, smiling every day. Smiling, smiling all the way. Smiling, smiling all your life. Smiling, it's good to be alive. Ready? Together. The wasted chance that I've been given. Smiling, you got 50 cents. I know I'm not a fool. Bravo, bine! Bine, Smiley! Bine! Bine, bine! Foarte bine! Pe mine chitara m-a ajutat întotdeauna să compun. Și, na, ce să zic, dacă mai studiam, poate mă făceam și chitarist. Dar n-am studiat, așa că m-am făcut cântăreț. Da, foarte bun timing. Și compozitor. Ești... A, da, dar dacă mă pui să și cânt în același timp cu vocea, niciodată. Deci trebuie să exersez. Dacă exersez vreo lună așa, cred că... Da. Cred că pot. O să... o să-i cânti familiei... Și eu și Gina cântăm într-una. Și Gina cântă? Da. Ce cântă Gina? Orice. Are un playlist variat. Perfect. Pentru că acum vreau să te întreb cum îți merge. Oficial, adică... Doamne și domnilor, oficial vă invităm la podcast. Doar tu m-ai scos din minte și nu mai vreau. Nu știu, nu înțeleg de ce mai stau. Iubesc sau te urăsc, urăsc sau te iubesc, nu știu. M-ai vrut și nu te-am vrut, acum te vreau, dar e prea târziu. Oficial îmi merge bine, bine, oficial. În secret mi-e dor de tine. Deci nu știu să cânt la tamburină. Te rog, nu spui la nimeni. Stau singur pe canapea cu gândul la ea, că pot o suna. Mă mint mereu că toate sunt bune. Aștept o schimbare, aștept o minune, bă. Și chiar n-are rost. Mă uit în oglindă și zic, bă, cum ai putut, bă, să lași, bă, să plece când tu o iubești, bă, și ea te iubește. Iubesc sau te urăsc, urăsc sau te iubesc, nu știu. Mai vrut și nu te-am vrut, acum te vreau, dar e prea târziu. Da-di-da-dum, da-di-da-dum, da-da-da-dum. Am
zwei, drei, vier, fünf. Oficialul merge bine, mi-e bine. În secret mi-e dor de tine, chiar mi-e dor de tine, chiar mi-e dor de tine. Dar te rog să nu mă spui la nimeni. Yes! Nice. Bravo, hai că asta ți-a ieșit mai bine. Auzi? Mai bine! Oficial mie! Oficial mai, mai bine. Bine! Oficial mai bine. Cum e oficial? Mai bine. Aș vrea să vă spun că oficial e mai bine. Așa. Cine este că nu știu? Cine este că Băsescu nu știu? Sau Iohannis? Băsescu. E o combinație între cei doi. Sau, Băsescu nu așa. Cum era Băsescu? Aș vrea să glumesc la afară, bă. Exact. Nu știu, așa. Păi da, și, și... Păi da, și ai făcut o combinație între cei doi. Un băiat care vorbește lent, știi? Și un băiat care vorbește... Deci a fost ceva între cei doi, nu? Oficială merge. Ce am cu piesa? Adică cum s-a întâmplat piesa asta? Explică, oficială merge bine? E una dintre cele mai tari piese ale a industriei muzicale. De ce spun asta? Pentru că are un slogan senzațional. Da. Senzațional. Și tot ce e scris aici și tot ce e scris ca, ca și cuvinte, ca și linie melodică, este absolut, se pupă cu circumvoluțiile. Toată povestea. Exact. Am găsit un sample, noi, pentru că era pe vremea un simplu, noi ne antrenam pe piese vechi de, de breakbeat, de tot felul de, care erau tot felul de sample-uri vechi, reeditate, puse pe breakbeat-uri și nu știu. Și la un moment dat am auzit sample-ul ăsta. Asta. Exact. Și e un sample de trompeți, într-o piesă foarte veche, nici nu mai știu cum se numește. Și am luat sample-ul ăsta de trompeți. Și am pus, am făcut, eram cu Baxter atunci, lucram în studio și am făcut beat-ul ăsta. Ăsta e senza. Știi? Și era, când am, toată povestea și toată armonia, mi s-a părut, bă, era total altceva. Și chiar era total altceva, atât de altceva, încât nimănui nu i-a plăcut. Nu cred așa. Da, deci din gașca noastră, pentru că noi eram pe breakbeat, asta era, nu era breakbeat, era altceva. Și am venit cu instrumentalul, cu tot instrumentalul ăsta și l-am arătat. Bă, cum vi se pare asta? Mi se pare ceva, mi se pare că are ceva special. Da. Și am zis, da, hai să încercăm. Era o treabă de asta așa, bă, bine, hai să facem și asta, știi? Exact, dar exact așa a fost tratată. Bă, bine, hai că sună interesant, dar e o piesă de album. Înțelegi? Exact așa a fost tratată. Să fie acolo pe album. Mă, exact, să fie acolo. O piesă de album. Și făcând brainstorming cu Moga, la un moment dat a zis Moga. Deci piesa trebuia să fie așa, despre, asta era subiect. Dragoste. Deci, era despre unul care s-a despărțit de una. Și o ardea, gen, bă, mă doare la bașchet, mă, că sunt bine, n-am nicio treabă cu tine, știi? Adică oficiale merge deja bine, în secret mi-e dor de tine, știi? Aha, ok. Deci asta era povestea. Și noi am povestit despre poveste, nu știu, am făcut versurile de pe strofe și nu știam exact ce să zicem pe refren. Și la un moment dat, glumind, râzând toți, nu știu ce, la un moment dat zice, mă, da, mă, cum ar fi să zice, adică practic oficial îți merge bine, dar nu știu ce. Și zic, bă, ești prost, asta e, de, nu știu dacă ai zis, bă, ești prost, dar i-am zis, bă, asta e, bă, cum e asta. Dar atunci stai nerva pe tine. Și am zis, bă, oficial îmi merge bine, mi se pare atât de tare vorba asta. Bine, hai să vedem, hai să o facem așa și vedem dacă ne vine altă idee mai acolo. Dar mi s-a părut atât de tare vorba, știi? Și oficial merge bine, cumva a fost preluată în folclor, nu ca o piesă de dragoste, ea e o piesă de sine stătătoare, adică oficial merge bine no matter what. Adică e o treabă, un statut social.
Am înțeles. Mai mult decât o piesă dragoste. Nu știu dacă își dă seama cineva că da. E despre asta piesa. E un lucru pe care vreau să... Dar piesa are o energie. Stai că nu ți-am terminat povestea. Deci după ce am terminat povestea, am venit cu piesa acasă și atunci stăteam cu Mogi în casă. Cu Marius și cu Iulian. Stăteam toți într-un apartament de 3 camere. Și eu super entuziasmat de piesă. Mi s-a părea ceva, bă, e senzație, piesa asta specială. Moga zice, bă, da, și mi se pare, dar nu mi se pare hitoasă așa, știi, el. Adică noi făcând-o împreună. Și Iulian zice, bă, asta e cea mai interesantă piesă pe care am auzit-o vreodată de la Simplu. Și a rămas așa. După care noi am terminat albumul și am supus la vot, că așa era. Na. Să supunem la vot. Bă, ce piesă scoatem? Asta nu era în primele 3. Nu era în primele 3, serios. Și... după aia mi se pare că am făcut un vot pe Pro FM cu 3 piese astea pe care le areseserăm noi și eu m-am chinuit să o bag și pe asta. Se zic, hai mă, da, mie îmi plăcea piesa, mi se părea interesantă. Și fanul cel mai mare al piesei a fost Popi. Dan Popi a fost. Și el a zis, bă, asta mi se pare cea mai tare piesă, practic. De pe albumul ăsta, asta mi se pare cea mai tare. Și eu am susținut piesa cu Popi, Cerebel a susținut alta și Moga a susținut alta. Și nici la voturi n-a fost bine pe radio, adică nu, n-a fost bine. Și într-un final am decis, nu știu, cum Popi a zis, băi, eu în asta vreau să investim, asta e piesa. Și Zimanu, am făcut... Zimanu, 2006-2007? Nu, mai, nu, 2005, mai mică, sau, 2005 sau 2006, ceva de genul ăsta. Uh-huh. Și am lansat piesa, n-a difuzat-o nimeni, da... dar toată lumea era, băi, ceva interesantă piesa, știi? Ba da, știi unde s-a difuzat piesa asta? Nu știi? Nu. Când eu am venit la Pro în 2006. Așa, da mă, la film, a fost preluat în coroana sonoră a filmului. Da. Dar unde s-a rupt filmul, practic, asta a fost voia să preluat-o după ce a devenit hit piesa. Ia zi. Că știu că ne-a sunat Boncea să ne zică, bă, mi se pare tare piesa asta. Hai să punem la fel, așa, da. Exact. Și după ce am făcut clipul ăla cu noi în anii 30. Deci ăla a fost unul dintre cele mai mișto clipuri pe care am... Cred că a fost unul dintre motivele pentru care pe vremea respectivă cântam doar cu Cristi, ca să înțelegi. Da. Și zic că, băi, hai să trecem la... După ce am văzut clipul ăsta, am zis, bă, ar fi păcat să nu facem și noi ceva. Noi eram doar de trupă de cover, atât. Și am zis să trecem la pasul următor, trebuie să devenim oficial și am început să lucrăm la primul album. A fost una dintre motivațiile care zic, hai mă să încercăm și noi. Poate era și piesa, pentru că probabil că și genul de muzică era un pic mai mult decât eram obișnuit. Muzică, clip, cuvinte, mesaj, protagoniști, toate, a fost un pachet complet. Da, 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 s-au legat lucrurile foarte bine. La clipul ăla, țin minte că noi am stat, bă, la recuzită, la costume, la tot. Deci noi am ajutat pe toată lumea acolo. Și mai am avut o chestie pe Strada Franceză, care acum nu mai există, în Buftea. Dar știi că la noi e filmat pe Strada Franceză. Dar unde ați filmat? Nu o să-ți vine să crezi. Ia zi. La Faur. Nu cred așa. Cuvântul meu, da. Nu cred așa. Da, la uzina Faur am găsit un gang pe care l-am dresuit complet. Nu, deci cred așa. Strada aia nu există. Tot de... Stai puțin, 15 ani am trecut cu impresia că ăsta a fost filmat. Nu, nu cred așa ceva. Nu, nu, nu. Deci este un back alley, o de asta, o alee lăturalnică de la Faur și noi am practic pe stânga era zidul ăla din cărămidă, da, cu uși, cu nu știu ce. Și noi am dresuit absolut tot. Am pus rufele, agățate, nu știu ce. Toți oamenii care erau acolo. Mai țineți minte că eu când văd clipul ăla am chef să fac pește. Da, așa e. Asta cred că a fost unul dintre... Iar fata e un model din Cehia. Cunosc. Așa, și... Nu, hai să trecem peste, că nu vreau să vă discutăm despre femeia acum când... Pentru că te-ai gândit așa, că nu că era de la pește. Am zis de pe pește, am zis de pește, gata, ajunge. Era peștele la mare. E pește. Da. Vreau să spun că din când în când în România se face ceva notabil.
Oficială merge bine a fost o piesă notabilă pe care, care a generat niște gânduri la anumiți oameni, care a generat, a dat un impuls unor compozitori și cred că și unor oameni de film, inevitabil. Da, mă bucur, na, ce să zic. Eu nu știu. Adică, uite, acum e prima oară când aflu că pe tine te-a impulsionat mai tare să faci primul tău album. Serios? Nu ți-am spus multe din... poate dacă îți faci un podcast, mă poți invita să pui niște întrebări. Eu vreau să te întreb un lucru sincer. Da. Ce piese îi cânți lui Josephine? Nu știu. Ăsta este răspunsul pe care l-așteptam, fără doar și poate. Eu nu o să fac niște teste aici să văd cum schimbi tu pampersul sau să văd cum, nu știu, extragi mucoasele. Da. Eu te cred că știi toate astea. Uh-huh. Eu să-ți spun ceea ce trebuie să faci. Eu nu sunt ăsta cu siguranță la podcasturi și la peste tot. Ce mai face Josephine? Vreau să faci asta, smiley neapărat. Nu mă interesează asta. Eu vreau să-ți spun niște lucruri concrete pe care plecând de aici, tu le vei pune în practică. Reacție. Aștept să-mi spui lucrurile concrete. Reacția. Aia e reacția. Asta e reacția, tăticule. Băi, fii atent. Ok. Vrei tu să... Ok. Bine. Deci stai să-ți explic. Ce vrei să-mi explici, mă, băiatule? Băiatule. Eu când ți-am spus că nu știu ce-i cânt, așa, de fapt, ți-am spus altceva. N-ai înțeles. Eu improvizez tot timpul. Deci, da. Da. Dar nu-i cânt cu versuri. Da. Da? Pentru că nu vreau să-i pătez cu nimic mintea ei curată. Înțelegi? Pentru că mie versuri dubios. Iar asta cu pădurea cu alune, aveau casă doi pitici. Da? Mi se pare dubioasă rău. Deci, de ce erau doi pitici într-o pădure care aveau o casă și stăteau ei doi singuri acolo? Înțelegi? Nu vreau. Deci, și vine o pupăză. Înțelegi? Și spune, vreau să stau și eu aici. Pu, 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 pu. Vreau să stau și eu aici. De două ori le spune. Insistă. Înțelegi? De două ori. Și ei ce fac? Aia e întrebarea. Ce fac cei doi pitici? Înțelegi? Băi, fii atent. Deci, fii atent. Hai să-ți explic. Acum, pentru că am un copil, așa, sunt mult mai atent la poveștile pe care le știam noi când eram mici. Absolut. Și de curând, da, am auzit Soacra cu trei nurori. Voi știți această poveste? Da. Bă, deci ăsta este un film horror. Da. Soacra cu voi realizați că noi învățam poveștile astea la grădiniță? Voi înțelegeți cam ce imagine aveam noi în cap? Ce traume, da. Bă, ce... Serios, da, e traumatizant. Te înțeleg. Deci, șoricelul strigă îndată. Iată și eu am venit. Casa voastră e curată. Noroc, bine v-am găsit. Adică, bă, și tot... e și curat la ei în casă, la cei doi pitici. Și în căsuța cea drăguță, după ce s-au adunat mai multe animale, stau vreo 5 prieteni mici, dintre care 2 sunt de sex feminin și 2 pitici. Ca să nu mai spun că acum nu mai e corect să spui pitici. Trebuie să spui... nu mai știu cum să zice. Scurtați. Nu, să zice altfel. Să zice altfel. Nu, la aia negri. Nu. 10 negri midei, 10 negri de alte culori. Ah, da? Că s-a schimbat. Doamne, okay. Ferest. Și negri și mititei. În general. Da. În general. Deci vrei să cântăm asta deci neapărat? Aici, okay. Aici. Hai să spun de ce. Uite, eu sunt smiley. Vreau să-ți iau pentru puțin timp. Care este învățătura din această piesă? Îți spun imediat. Dacă Josephine ajunge la grădiniță, ceea ce se va întâmpla inevitabil, da, și un coleg de-al ei cântă, eu sunt Josephine, Eddie. Fie. În căsuța cum la lune aveau casă de bine, vine pupăza și spune, vreau să stau și Eddie, spuse Josephine. Da, ce e asta?
Eddie, este o piesă despre Airbnb. E cu... Stai, mă, cum ești, Eddie? Eddie, ce e asta? LGBT. Așa. Deci, nu știu. Asta nu trebuie să se întâmple. Josephine niciodată nu va spune, eu nu știu. O să zic așa. Tata mi-a spus despre piesa asta. Aha. Nu-i bună deloc. A... Dar pentru a spune, și asta da, este... Da, nu, că e ok, dacă stai asta, să... Asta este un sfat pe care dau tuturor viitorilor și actualilor tătici. Nu opriți să învățați copiii să înveți o piesă care nu vă convine și care probabil, în adevăratul sens al cuvântului, nu-i bună. Nu. Uite, nu, da, o să învețe probabil, că o să învețe o grămadă de când zice, dar acum... Da. Da. Acum hai să-ți explic ce ascultă Fina, vrei? Da. Ascultă Jamiroquai. Ce anume? Tot. Tot. Cosmic Girl, Virtual Reality, Virtual Insanity. Și live și registrat. Și de la Veneția pe ploaie și de la... Da, tot. Deci ascultă tot. Da? Așa? Deci asta ascultă și îi place. Ascultă ăla, Somewhere Over the Rainbow acum. Da. Aia lui Israel. Exact varianta aia. Deci când ascultă aia, ăla așa. Așa. Ascultă, acum am lansat, mă rog, am lansat în decembrie, am lansat Nu mai există după aia. Da. Și din greșeală a auzit-o și era așa, și mai ascultă, fiți atenți acum, să vă arăt. Mișcarea e așa, interesantă. Da. Exact. Nu, că așa face. Nu, așa e bine, perfect. Așa, stai că spun nimeni. Vrei? Ia, te rog, păi asta e și important. Asta e piesa ei, fiți atenți aici. Deci când aude piesa asta, începe să dansezi. Merge. Da, mă, deci chiar asta e... Merge. Vrei mișto? Asta e o combinație de două piese. Iartă-mă, exact cum ai spus mie, așa spun și ție. Asta e o combinație de două piese. Ia. All the shark has pretty teeth, dear. And he shows them. Ta-ra-pa. Ta-ra-ta-ra. Ce trebuie să faci un CD cu mine cântând? Da, da, mi-ai zis. Tati, hai să ți-l pun pe Nenea Horia. Și a doua piesă combinație. În pădurea... Bă, stai mă, exact asta, de asta, eu spun de bine. Eu spun de bine. Da, mă, dar eu te ascult, să știi. Perfect, așa te vreau. Doamne și domnilor, iar acum, secțiunea Cântece pentru copii. În pădurea. Ants by Drive. Hai. În pădurea cu alune aveau casă doi pitici. Vine Smiley acum și spune: vreau să stau și eu aici. Pu 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 pu, vreau să stau și eu aici. Smai, 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 vreau să stau și eu aici. Iată vine și o broscuță, țop, 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 sărin mereu. Dacă e loc în căsuță, dar aș vrea să stau și eu. Țup, 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 vreau să stau și eu. Țup, 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 vreau să stau și eu cu teu. Stai așa un pic să analizăm acest țup, țup, țup. Deci, broscuța face țup, țup, țup? Unde ați auzit voi așa ceva? Țup, țup, țup? Țup? Pu, pu, pu? Pu? Mai știu un cântec cu pu? Da, țup, țup, țup. Put your hand on my shoulder. Di-da-di-da-da. Baby. Smiley. Așa. Așa. Șoricelul, zi tu. Șoricelul strigă îndată. Iată și eu am venit. Casa voastră e curată. Noroc, bine v-am găsit. Kids, 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 kids. Noroc, bine v-am găsit. Kids, 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 kids. Noroc, bine v-am găsit.
Și în căsuța cea drăguță stau vreo cinci prieteni. Ce? Tra-la-la, tra-la-la, stau vreo cinci prieteni mici. Tra-la-la, tra-la-la, stau vreo cinci prieteni mici. Doamne și domnilor, această piesă este dedicată trupei Simplu. Mulțumesc frumos. Ai văzut? Eu cine eram? Unul dintre simpli. Care eram eu, mă? Că sunt curios. Păi nu. Gândește-te că sunt... Doi deci, bitici. Fii atent, e broscuța, e pupăza, e șoricelul. Eu eram pupăza, sigur. Fii atent aici. E... Sau cei doi pitici. Cine ești tu din... Pitici, deci. Era piticu. Era piticu, sigur. Omul negru. Omul negru. Da, omul negru și el era mic. Francezul. Francezul. Francezul trebuie să fie șoricelul. Sigur. Așa, broscuța era ce rebel, că avea și ochii mai mari, așa. Nu? Aia, și eu, bă, și eu eram pupă, să ce să fiu așa. Și făcea și țup-țup-țup. Și făcea țup-țup-țup. Iată, dragii mei, cum se împart rolurile. Eu cred că piesa asta ar fi făcut istorie dacă ați fi cântat-o voi. Dragii mei, continuăm. Ce mai dai? Wack, wack? Du-te, bă, de aici. Vreți să analizăm și acest text? Da. Stai să vedem dacă e ceva în regulă cu el. Nu, wack, e, okay, e o petrecere pe lac. Ce e pe lac aici la Snacov? La Snacov? O petrecere pe lac. Anț, bai. Ce? Ia. Ce petrecere frumoasă e la margine de lac. Broscărimea bucuroasă are vin și cozonac. E de Paște. Wack, 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 tiri-diri-dam. Wack, wack, tiri-diri-dam. Wack, 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 tiri-diri-dam. Un broscoi de la copză și o broască la țambal. O broscuță mică strâmbă vrea să joace sus pe deal. Wack, wack, tiri-diri-dam. Wack, 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 tiri-diri-dam. Wack, wack, tiri-diri-dam. Wack, 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 tiri-diri-dam. Nu înțeleg de ce toate animalele... Broaștele sunt prezente în... Broaștele, păi pentru că sunt foarte vocale. Ele fac... Wack! Wack! Dintr-o trestie înaltă... Așa... Șchiop, auzi, de ce ne-am ferit de un câine șchiop? Asta e întrebarea, de ce s-au ferit broscoi? Dintr-o trestie înaltă a ieșit un câine șchiop. Broscărimea speriată a luat-o la galop. Adică ei aveau și cai, s-au simt pe cai. Uac, uac. Wack, wack, tiri-diri-dam. Wack, 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 tiri-diri-dam. Wack, wack, tiri-diri-dam. Wack, 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 tiri-diri-dam. Aole. Sinistre melodii. Doamne, ferește-ne. N-ai cum să cânti așa ceva la copii. Rățuștele mele pe apă s-au dus. Rățuștele mele pe apă s-au dus. Stau cu capul în apă și codița-n sus. Stau cu capul în apă și codița-n sus. Mi-am adus aminte de o piesă pe care o avea. Nu pot să o spun aici pe podcast. Tot așa, cu capul în apă și cu codița-n sus. Era o piesă, mi se pare că Puia are piesa asta. Mi-a preluat de aici. Da, de aici ai preluat. Dar e cu... Acum am prins, e furăciune. Descoperim secretele muzicii românești. Era cum Smiley, te ocupi de strofa a doua. Avea Baxter o vorbă, exact așa. Fața jos, coada sus, fața jos, vreau să văd cum faci. De asta vreau să înveți ăstea. Da. Pentru că sunt folositoare, lui Baxter i-a folosit. Ție de ce să nu-ți folosească? Da, să fac și eu o piesă. Hai să vedem, poate mă inspiră ceva. Rățuștele mele în noapte în iaz. Rățuștele mele în noapte în iaz. Dau din arepioare și fac mare haz.
stau din aripioare și fac mare haz. Bun. Fie de acum. Deci au haz. Atenție. După atâtea joacă, foamea a venit. După atâtea joacă, foamea a venit. Și pornesc grăbite, drept la pescuit. Și pornesc grăbite, drept la pescuit. Ai găsut că să mănânci, să mănânci. Da. Au mâncat mult pește și s-au săturat. Au mâncat mult pește și s-au săturat. Una după alta spre casă au plecat. Una după alta spre casă au plecat. Ultima. Mixează, Eddie. Mergând după rază spre Hristosul văd. Mergând către casă, ele mă căiesc. Mac, mac, mac. De casă, ele mă căiesc. Mac, mac, mac. Stau apoi la umbră și se odihnesc. Stau apoi la umbră și se odihnesc. Da, da. Deci compozitor e decent. Băi, e prima piesă care îi place lui Smiley. Cred că asta va fi... Deși are alte conotații, dar nu vreau să intru în asta. Eu o să tai acum un cuvânt și o să-l locuiesc, da? Da, da. Ok. Încet, încet, piesele pentru copii. Nici pe asta nu știu. Nu cred. Da. Mother has a daughter like a gamma talk. Like a like a gamma talk. Am crezut că ai zis like a camel. Rozumiesc? Asta eu știu, schimb limbile. Începe tu și continuăm noi. Are tata o fetiță cât un gemotoc. Are tata o fetiță cu mințică foc. Veselă și hărnicuță, unde s-ar afla? Parcă e o furnicuță, așa este ea. Josefina mea. Și la școală și acasă ea mereu dă zor. Fata tatei e voioasă și dă ajutor. Are tata o fetiță cât un gemotoc. Are tata o fetiță cu mințică foc. Bun. Așa. Și la școală și acasă ea mereu dă zor. Fata tatei e voioasă și dă ajutor. Are tata o fetiță cât un gemotoc. Are tata o fetiță cu mințică foc. Da. Eu am auzit că fetele rele ajung unde vor. Iartă-mă, dar ăsta este doar fetele pentru... bune ajung în rai și fetele rele ajung unde vor, nu? De unde știi filozofia asta? Am auzit-o și eu într-un film. Da, există și în ultimul sezon din Casa de Papel. Ai văzut niște chestii? N-am văzut niciun sezon. Încheiem aici podcastul nostru pentru a doua oară. Mulțumim, Smiley, pentru că ai venit. Nu trebuia să te deranjezi. Mergem mai departe cu ultimele informații de la Casa de Papel. Hola todos! Hola, chiqui! Ce? Deci, Casa de Papel... Da. E un fenomen. Da? De ce să-ți spună unii alții, băi, Smiley, ai văzut Casa del Papel? Tu zici, nu. Da, nu mi-a plăcut deloc și întorci și pleci. Păi nu, dar n-am apucat, chiar n-am văzut nici măcar o secundă din el. De ce? Nu știu. Nu, păi mi s-a părut că toată lumea s-a extaziat cu el și am zis, lasă-mă să mă liniștească oamenii. N-am avut timp, n-am, când? Eu mă uit la alte seriale, Squid Game am văzut. Mi-a plăcut. Văzut și Game of Thrones. Mi-a plăcut. Mi-a plăcut. Aștept prequel-ul care apare în 2022. The Office. La The Office, mă uit. Da? Da. De ce îți place The Office? Îl știu pe de rost deja. Nu pot să cred. Da. Înseamnă că ai văzut și Afterlife atunci. Da. Iar bă, m-a omorât. Dacă îmi dai și Baby Shark, tu, plec. Da. A small violin if I have.
Asta trebuie, de ce trebuie piesa asta? Vreau să motivez. De ce trebuie piesa asta? O vioară mică de aș avea. Da, de ce trebuie piesa asta să o cânți lui Josephine? Pentru că eu să-ți motivez sau tu? Da. Motivează-mi tu. Uite, ți-o motivez eu ca să ai cuvinte în gură ca să spui tuturor. Zim. Pentru că pe parcursul întregii melodii sunt înșirate niște instrumente muzicale pe care Josephine o să le placă la prima atingere. Pentru că de-a lungul piesei sunt presărate niște instrumente muzicale pe care Josephine... Cum? Le va iubi la prima atingere. Ce frumos intro, ar fi și păcat. O vioară mică de-aș avea, o vioară mică de-aș avea, toată ziua aș cânta multe cântece cu ea. Asta vreau să văd. Diri, diri, dum, 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 dum. Nu trece la trompetă, la trompetă. O trompetă mică de-aș avea, o trompetă mică de-aș avea. Smiley! Toată ziua aș cânta, toată ziua te cânta. Iartă-mă! Cu diri-diri la final. O tobiță! O tobiță mică de-aș avea, o tobiță mică de-aș avea, toată ziua aș cânta multe cântece cu ea. Diri diri dum 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 dum, diri diri dum 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 dum, toată ziua aș cânta multe cântece cu ea. Asta e figura pe care vreau să o văd la copil. Exact. Strâmbăturile noastre, pentru că asta e o chestie pe care, cu care m-am luptat. Toată viața mea, da, din adolescență până acum, la senectute. Toată ziua mi-a zis, băi, nu te mai prosti. Cine? Multă lume. Băi, dar nu te mai prosti, mă. Băi, dar nu te mai prosti. Da. Copilul vrea să ne prostim. Să fim noi, să creionăm prin mimica noastră, prin gesturile, prin vorbele noastre, tot. Înțelegi? Da. Mamă, ce dulce e tata. Eu numai așa fac. Toată viața mea așa am fost. Și acum nu, doar accentuez... Nu, n-ai fost așa. Bine, atunci n-am fost așa. N-ai fost așa. De exemplu, când erai cu Chirilă, când te înhăitai cu Chirilă, la Vocea României... Și asta e un lucru să afle oamenii. M-am înhăitat cu Chirilă? Da, te înhăitat cu Chirilă. Iar ăla și mai pervers... Tat. Da, 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 da. Așa. Iar ăla și mai pervers a zis, deci fii atent cum și-a propus. Ia. Yeah. Nu, acum intru în mintea lui Chirilă. Dați-vă la o parte. Nu, nu, de loc. Am un spațiu mic, nu trebuie pe spațiu mare. Fii atent gândurile. Așa zi. Smiley. Cam periculos. Știe prea multe. Mai bine îl atrag de partea mea. Și nu mai contestă. Și nu mai spune nimic despre mine. Și practic, nu o să mai am antagonic cu el. Ce chestie. Ha. Ce faci, vecine? S-a rupt totul. Păi ce, vecinii, să înțeleg bine? Da. Așa, crezi tu? Ce face Ovidiu? Bine. Ai văzut? Da. Păi. Dar întreabă-mă ce face Moga. Face bine și Moga. Asta... Va scoate din tine, yeah. Les Animaux sans frontières, cum ziceau, yeah, cei de la Divertis. Asta e piesa preferată lui Fimea. Da, o ascultă la un pian de-asta mic. Și eu cântă gira, asta eu cântă. Dacă vesel se trăiește, bate așa. Dacă vesel se trăiește, bate așa. Dacă vesel se trăiește, unul altuia zâmbește. Dacă vesel se trăiește, bate așa. Dacă vesel se trăiește, fă așa. Dacă vesel se trăiește, fă așa. Dacă vesel se trăiește, unul altuia zâmbește. Dacă vesel se trăiește, fă așa. Așa. Ce să mai calc? Al treia. Așa. Dacă vesel se trăiește, bine e.
Dacă vesel se trăiește, bine e. Dacă vesel se trăiește, unul altuia zâmbește. Dacă vesel se trăiește, bine e. Dacă vesel se trăiește, bat așa. Dacă vesel se trăiește, bat așa. Dacă vesel se trăiește, unul altuia zâmbește. Dacă vesel se trăiește, bine e. Nu e așa. Oficial mi-e bine e. Chiar da, asta da. Asta e piesa de care... Dar știi că și asta e luată din limba engleză. Da. Cum era în engleză? If you're happy and you know it, clap your hands. If you wanna be my friend. If you wanna be my lover. You gotta be my forever. Oops, I did it again. It's Britney, bitch. Așa. Și asta e tot în Office. Ce ai zis, că ești în pitch? Piadă de aici. Ultima piesă. Îmi mai bagi o piesă? Ultima piesă. Mă, nu, din seara asta? Nu. Ah. Ultima piesă. Ultima piesă din acest calup? Ieri am fost și noi copii. Aha. Dar timpul ne-a schimbat. În viața am pornit și vise am împlinit așa cum ne-am dorit. Gânduri bune câte am strâns și tot ce am învățat. Da, da. Copilor să dăm, nu știu, birea ce o purtăm, ce-i bun să ne arătăm. E o lume minunată care veți găsi. Ce? Numai copii. E o lume cu mult soare și mii de jucării pentru copii. Lumea cu povești și flori veți întâlni. Numai copii. Și-o lume inocenței, păstrați orice ar fi. Pentru copii. Ieri am fost și noi copii, dar timpul ne-a schimbat. Ți-am pornit și vise-am împlinit așa cum ne-am dorit. Gânduri bune câte am strâns, câte? Și tot ce-am învățat. Iubire să dăm, iubirea ce-o purtăm, ce-i bun să ne arătăm. E o lume minunată în care v-ați găsit. Numai copii. E o lume cu mult soare și mii de jucării pentru copii. Este un șlagăr. O lume cu povești și flori veți întâlni. E o polca. Numai copii. Și o lume inocenței păstrați orice-ar fi. Da, da. Asta e un șlagăr, e o piesă de aia șlagăroasă. Da, da. E o piesă șlagăroasă și cred că Mihai s-ar bucura foarte mult să ne audă cântând. Păi da, mi s-a părut tare Mihai Constantinescu. A fost. Și în continuare? Nu l-am cunoscut personal, probabil că tu l-ai cunoscut mai bine, dar mie mi s-a părut întotdeauna un om foarte bun. Da, un om foarte bun. Un om foarte bun, da. Și gândește-te că l-am prins când făcea emisiuni la, și când era la TVR cu Badaba, nu, și așa mai departe. Era o bucurie. Spune-mi, când a fost prima ta apariție la televiziune? Mai ții minte? Prima mea apariție a fost la premiile muzicale, eram cu Simplu și ei luau, eu încă nu eram, adică intrasem în trupă, dar nu cântam nimic, nu cântasem nimic. Nu a apăruse nimic cu mine și eram practic 2001. Da, în 2001. Și practic băieții mă luaseră în trupă și au luaseră un premiu ceva la premiile muzicale la Polivalenta. Da, eu am prezentat spectacolul ăla. Serios? Da. Și ne-au chemat pe scenă și eu eram nou. Și băieții au zis, avem o surpriză pentru voi anul viitor, nu știu ce. Și am cântat un refren, nu are știi.
care urma să, pe care urma să o lansăm. Oare știi prea bine? Și aveam o gumă în gură și m-am mânecat cu ea. Da, băi, da, băi, da. Băi, omule, tu ești, ți se mai întâmplă chestiile astea? Adică au trecut de atunci 20 de ani. Da, da, cum să nu. Ți se mai întâmplă chestiile astea cu gumă în gură, cu căderi, cu... Da, da, cad de pe scaune. Mă... Unde ai căzut de pe scaun? Cum? La Superstar a căzut pe scaun. M-am pus pe scaun și am căzut cu tot cu el. La Români au talent, am căzut la fel. Unde când ai căzut la Români? Când am fost în juriu, am căzut pe scaun. Da, da, da. Bine, ideea e că... Bine, am... Regizată. Nu. Cad, eu sunt foarte neîndemânat. Cum așa? Așa am fost, nu, așa am fost tot timpul. Am două mâini stângi, așa îmi zicea bunica mea. Tot timpul îmi zicea asta. N-am avut niciodată o înclinație spre lucruri practice. De mic. Vrei să spui că Filip, fratele tău, a fost mai îndemânatic? Oh, e mult, mult mai îndemânatic decât mine. Și dacă ar fi acum... Și mult mai pragmatic și mai calculat și mai cu capul pe umeri un pic decât mine. Eu cred că tu ești cu capul pe umeri. Da, dar în alt sens. Vrei să-mi spui că mie îmi place visătorul din tine și artistul din tine mai mult decât un om pragmatic? Adică mie îmi place așa cum te văd. Un om care nu are granițe, care nu are... Da, chiar așa. Băi, nu pot să fac asta. Nu, chiar așa, nu pot așa să mă... Chiar așa sunt. Ăsta ești tu. Da, da, chiar așa sunt. Nu am... Nici vis-a-vis de muzică, nici vis-a-vis de lucruri pe care să le fac în viața asta. Bine, în afară de granițele pe care mi le pune corpul, da. Deci că Everestul nu deocamdată. Da. Dar spune-mi o chestie. Mama sau tata sunt calculați, pragmatici? Nu sunt nici. Sunt foarte... Deschiși. Da, da. Mama e oricum mai deschisă decât tata, dar n-aș putea să spun că și tata mi se pare deschis în alte situații. Adică sunt foarte echilibrați amândoi, adică au și. Tata poate să fie foarte închis în anumite privințe și foarte deschis în altele. Tu și mama la fel. Mama e mare, mama îmi pare mai deschisă, mai zâmbitoare, mai veselă, mai... Tu ai început de mic să cânti sau a fost o chestie datorită trupei simple? Nu. Eu am avut întotdeauna o înclinație spre entertainment în general. Eu eram clovnul clasei, eu eram... Nu. Trebuie să-mi explici ce înseamnă clovnul clasei. Adică eu eram cel mai vocal. Ce înseamnă vocal? Vocal adică... Și eu urlam în clasă, țin să spun. Nu că urlam în clasă, dar cumva... Nu știu, eram mai expansiv un pic, eram cu glumele, eram cu cântatul, cu hai să ieșim, hai să facem, hai să dregem. Eu eram cumva instigatorul. Bine, clasei. Și, iar o parte din trupa simplu era din Pitești? Toată trupa simplu în afară de Taz. Și da, în afară okay, de Taz, toată trupa voi v-ați întâlnit în Pitești prima dată. Noi am întâlnit în Pitești, da. De ce? Păi datorită... Dar eram în licee diferite, adică ei terminaseră liceul, doar eu mai eram în liceu. Și într-o zi ai întâlnit niște băieți care au zis, băi Smiley, tu ești mai vocal, tu ești mai cu glume, hai în trupa noastră. Nu, eu cântam, aveam o trupă în Pitești. Cum se numea trupa? Se numea Millennium 3. Ce-a făcut, mă? Așa se numea. Dar tu știi că există încă o trupă Millennium 3? Da, știu. Ai descoperit ulterior. Da, am descoperit ulterior. Adi Ordean. Da, noi am lucrat, eu am lucrat, am avut șansa să lucrez cu Ghiuri Pascu în studio când aveam 16 ani. Pe bune. Da, și am făcut o piesă care se numea Iarna la Mare, care, referă-ne așa, Iarna la Mare, stațiunile sunt goale, dar viața palpită la techiriol. Deci, versul scris de Ghiuri. Zac, doamnele goale în căzile termale, vacanța te așteaptă la Cura de Nămol. Deci, fantastică. Am avut șansa să lucrez cu el în studio, la Adi Ordean în studio. Aveam 16 ani. Pe Eminescu acolo. Exact, pe Eminescu. Și cumva faptul că
nu știu, o fi văzut el ceva, nu știu ce, habar n-am, că eram vai de capul nostru, adică nu, nu, dar cumva făceam muzica pe calculator, lucram, eu practic am fost mai atras de producție, de compoziție, de munca din spatele artistului decât de a fi decât de partea asta din față. Da, mă, te-a ajutat fața. Da, mă. Deși acum nu, dacă în liceu nu m-a ajutat deloc. Dar cu fața asta nu rezolvai situația acum. Acum ești un tip de băi. Eu am trecut prin Vikings. Așa, crezi? Prin... Așa. Da, deci, sunt convins. Că sunt bărbos? Deci, da. Să știi că sunt bărbos pentru că Gina nu mă primește altfel acasă. Deci mi-am mai tuns barba, mi-am mai tuns-o și... Vorbesc serios. Nu m-am mai recunoscut, a zis. Tu cine ești? Păi fii atent aici, fii atent aici. Eu, aceeași problemă am pus-o și eu. Dacă eu îmi dau tot de pe față și ajung acasă, când vine Horia? Păi eu sunt Horia. Așa. Da. Deci tu, când ai apărut acum 10 ani, 11 ani, cu 20 de ani, la sala Palatului, tu erai expresia de scos din zimă, cum era expresia aia, scos de la cutie. Din țiplă, scos din țiplă. Ăla erai tu. Frumușel, fără, știi? Parcă erai o păpușă Kent scoasă pe piață. Eu eram frumușel, eu nu sunt niciodată frumușel. Ba da, ai fost frumos. Să nu scriu. Nu. Dă mâna să ți-o țin. Erai frumușel. Stai liniștit că nu caut. I'm not fishing. Nu, erai. Și în clipul cu ăsta, cu Oficiala merge bine, erai... Ții minte că ți-ai făcut... Făceam bărbita așa, pac. Păi n-aveam... nu prea aveam barbă, că mi-aș fi lăsat-o pe toată, dar atâta creștea. Că, da, n-am fost niciodată frumușel. Eram mai tânărel, asta da, eram mai tânăr, dar frumușel n-am fost niciodată. Ești modest, la fel sunt și eu. Personal, eu te-am văzut tot timpul jovial. Pentru podcastul ăsta, când m-am gândit și ți-am dat telefon să vii la... Eu cred că am râs prea mult, oricum. Te-am invitat la podcast, mi-am dat seama că eu nu te-am văzut niciodată. E singur om de care zic, printre singurii oameni pe care pot să spun lucrul ăsta, nu te-am văzut niciodată nervos, țipând și urlând, eventual înjurând. Și atunci mi-am zis, băi, e o problemă cu Smiley. Sau este omul jovial din viața mea. N-ai jucat FIFA cu mine. Asta, acolo, vai de capul meu, Doamne ferește-ne. Acolo, da, ești... deci, acolo e, da, acolo mă enervez, fac urât. Eu te-am văzut când eram pe la studio, că treceai pe FIFA și tralala, zic, e o FIFA plăcerea lui. Nu, chiar e o plăcere. Joc FIFA de 96. De ca să înțeleagă toată lumea. E fotbal. Da, da, mă joc și tu fotbal pe PlayStation. Și prin butoane pe PlayStation îi dai lui Ronaldo mingea și Ronaldo dă gol. Da. Și aia te enervează pe tine că nu dă gol sau de ce te enervează? Da, da, că nu mi-e schemele, nu știu ce. Mă joc online și sunt unii care sunt... N-ai înțeles, nici nu mai ating mingea. Adică, ai și scheme? Da, mă, păi joc din 96. Joc FIFA de foarte mult timp. Ești într-un top ceva? Nu. Sunt slab. Nu, n-am timp. Adică mă joc când mai am timp, rar. Mă joc așa cât o jumătate de oră sau când mă întâlnesc cu gașca și avem PlayStation-ul la îndemână și ne jucăm între noi și e distractiv. Dar e mișto pentru că... De ce e mișto? Pentru că eu, în general, nu sunt nervos. Când eram mai puștan, eram mult mai... mai bătăios. Bătăios sunt și acum. Doar că o fac mai chill. Pe alei. Mai chill. Nu, mai chill. Dar eram mai aprig, așa. Eram mai nervos, mai... Îmi sărea țandăra mai repede, știi? Acum nu mai stă așa. Ce te mai joci tu? Ce jocuri mai joci prin casă? Poker? Șeptică? Nu joc, nu. Șah? Șah mă mai joc, da. Dar rar de tot. Doar dacă mă nimeni. Tablete te joci? Da. Da? Perfect. Ia strângeți astea. Nu cred. De când îți dorești? Bă, de mult timp. Dar tu joci table, mă? Da. Nu par genul. Bă. Avem de ales între ăsta și ăsta. Da? Da. Stânga sau dreapta? Dreapta. Poți să fac casa aici?
acolo să faci casă? Deci aici și tu unde poți, partea cealaltă. Ah, ok. Îți fac eu asta? Uite, ți le pun eu pe astea două aici. Tu acolo, eu astea trei aici. Ce mă, cuză? Ce faci acolo? Nu-mi înțeleg. Astea le punem deoparte. Mamă, dar ce e așa? Pete. Dubla sau mută? 6 2 Cum era, mă, să dai 6 6? 5 3 Nimeni. Mai dăm. 4 4. Fă-le. Jucăm o singură linie. 4 4. Eu acum 3 5. Pac, cu două mâini. Două mâini grăbite. Oh yeah. 6-1, bine, bravo. 1-1. Pac, pac. Ce crezi? Trebuie să-și comentăm ce facem? Nu. 3-2. 3-2. Aha, foarte bine. Avem 2-5. Pa, 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 ra. 6-3. 6-3. 6-3. Oh. Eu aș risca. E locul tău, aș risca. Nu. Opa. Riscul e cam mare. 6-3. 5-3, pardon. 5? 3. 3 și 5. 3 și 5. 6. 6, 6, când nu trebuie. 3 și 1. 3 și 1. 6, 1. Și mutăm la 6. Foarte bine. 1, 2, trecem toți la fel ca noi. Bă, dar se rotește. 6-4. 6-4. Da, văd că se rotește. Unde vei muta țara? Unde voi muta? Opa, bravo, bravo. Seamă, tu joci tablet că nu-mi dau seama. 6-1. 1 și 6. Ești jucător pe tablet tu? Da. Niciodată n-ai crezut că sunt... Nu m-aș fi gândit în viața mea. Pă bune, bărbesc. Niciodată n-ai fi crezut. Crede așa ceva. Nu m-aș fi gândit că te vezi cu băieții la o tău. 2-1. 1 și 2. Hey! Bine, bravo. Și 4-4 scrie aici. Aici. 1, 2, 3, 4 și 1, 2, 3, 4. 2 și altele 2. 6 și 3. I like to move it, move it all the way. Ce mă, hai. Nu-i rău? In a Missouri. 1, 2. Uite-l 3. 4, 3. Ah, n-avem. Aha! It is grosieruș. Stai așa un pic. N-avem aici. Hai să ne discuți. Out of Missouri. Bine. Out of Missouri. Oklahoma City is mighty pretty she. Ia uite, 4-6, doamnelor și domnișoarelor! Ovațiile se lasă undeva în spate și zarurile vă aparțin. 4-2 și a intrat din prima clipă. 2-6. 2-6. E grav. Se învârt mult. Bă, dacă zarurile se învârt zarurile astea. 4-3. Dar și când o să încep? Când? 1-3. Yeah. Aici. Ford. Nox. Ne întâlnim pe drum. 3-2. 1-2. Te mai las puțin să respiri. Respiro. 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 Biro. 2-2-2 și... 1. Bă, cum mă s-am salut?
Hai să râzi, dar asta poate fi periculos. 5 și 6. Patru, șase. Hai să râzi, dar poți să spa... Ce să fac? Să ieși. Păi poți să ieși, da. Da, asta e viața. Ieși. Trebuie să ieși, n-am ce să fac. Când ieși la vânat, hai, locul 6-1. Hai, dă-mă afară. Uite-mă, te dau afară, na. Crezi că mi-e frică de tine sau cum? Da. Ia. 5-5. Cum, cum o să vin invitat la tine să mă bați la tablă? 6-3. Stai, mă, că n-am zis nimic. Uite, uite, 3. Fii atent aici. Na, mă, n-am, uite. Na. Păi și 6? I give you a chance. Și 6? Și 6 n-am. 6 n-ai. 6-4. Nu, 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 pe mai, mă, scuze-mă. Aici este c'est la vie toujours parti. 5 și 5. 1 și 3. Hey! Ia uite, am început să scot. Vai, ce bucurie pentru tine. 4 2. 4 2 5 1. Da. Hai. Ce să și dacă te dau afară ce că ai, uite, un, uite unde e. Deci așa ghinion. 4-2, n-am văzut de mult timp. Da, da. Așa ghinion. 5 și 2. 2 și 5. Aici, ici e Radio Vacanță. 1 și 4. Te ajut eu, 1 și 4. 2 și 6. 6 și 2. Na, mă, na, uite, îți dau o șansă. Aha. 1 și 5. Na. Na, mă, na, uite. Yes, sir. Sufletul meu. Sufletul meu. 6-4, 6-4. Vii acasă, stai la teatru. 5-2. Pe mine. Pe tine. 1 2. Acum 4-1. 4-1? Nu, scuze, nu. 4-1. A, tu ești. Hai să mă. Am văzut de microfon. 1 și 1. 2 și... Bă, ce zar ai, bă. A, mă, nu... Serios? Nu e măsluit. Nu, este dar chiar bine ai zar bun. Primenit. 3-1. 3-1. 3. N-am nicio șansă. 3-2. Asta să mă uite, rog, mă, să nu iau mare. 2, ai dat, mă, băi. 2. Trei, doi. Păi da, mă, dar ai unde să intru. N-am intre, unde să intru. Formidabil. Chiar ai unde să intru. Chiar n-am unde dar să intru. 5-4. Bă, deci n-am dat o dublă care să-mi folosească. 5-4. Vin și eu cu 4-3. 4 și 3. Și altrii 3. Iată, mai dau afară un pic. Măcar marți să nu. Barem să mă dai afară. Bă, haide, mă, cât să-mi vârzi arurile astea. 5-3. Să-mi vârzi și prost. Ia. 5 și 3, nu mă dai afară. N-am. Ne. Să vedem ce pot da acum. 2-4. Ia uzi. Am 1. Dacă n-am 1, am 6. Nu, hai. 6-2. Pleacă, bă, de aici. Uite, bă, de acolo. Nu? De aici ai ieșit? Nu mai știu să mă uit. Nu, de acolo. 6. De aici? De acolo, de acolo. Ah, ok. Extraordinar. Afară. Nu pot. Atât. Tiri-ra. 2-6. A, mă, doamne, iar mă spune. Nu-mi vine să cred. I don't believe.
Then she walks to the scene in her name. 4 și 3. Nu vine să cred. Hai, ceva. Dacă ai pierdut vreunul, am aici unul. Hai, un 3, un 4, ceva. Un 3 și un 4. Dacă mă bați, nu, n-am cum să te bat, că deja... 3-4, mă, ai dat 3-4. 3-4. Nu, dar măcar nu mă bați marți. Și iasă... Uite, mai aștept puțin aici. A, ce șmecher ești tu. Nu mă, că n-am nicio șansă. Uite, mă, 1-1, ești nebun. Băi, dacă nu... Dacă, dacă tu zici... Nu, no, există așa. Aici. 1... 2... 4... 4 și 1... 3-3. Dacă te scot acum. Te scot acum. Uite, 2-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 
Mihnea. 5 și 2. Asta nu dai 4. Și eu cu 4. 2 2. 2 și 2 e ocupat, dar s-ar 4 într-un zar. 5 2. 5 și 2. Ce ne-ai făcut de acolo? De șmecher. Da, nu cred, 4. Dacă dai și 3. 3. Patru și cinci. Și nici. Ia. Trei. Patru, cinci. Patru și cinci. Șase, patru. Șase, patru. Bine. Șase, patru, șase acolo. Ai vrut să mă las să câștig? Șase, mă? Patru. Recunoști. Dacă dau o dublă, câștig. 3, 3. Nu! 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 Nu, 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 nu! Ci, nu, 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 pot să cred, nu pot să cred! 3, 2, nu, 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 nu! Dacă nu dai după fie. Aaaa! Bă, dai! Bă, te zici că a fost scriptat, mă! Pleacă de aici! Cum să dai, mă, 5-5? Acum, fix acum! Aoleu, de... Zi, gata, bravo! Dezarurile au fost aruncate. Who won? Ăsta. Who wants to live forever, a bravo. Nu, no, ești tare, nu, no, nu, no, e. Băi, era cât pe aici să mă bate, mă. Da, 5-5. Oh. Are, bă, ce zar are. Doamne, e periculos, ferește. Dar când joci, mă, tu table? Doamne, ferește. Când joci, mă, table? Are bă, fabrică de zaruri la Brașov. Scuze-mă, ai spus o chestie la Superstar care mi-a sărit în... în ochi și în urechi. Da. Eu am fost martorul multor discuții dintre tine și Moga. Da. Știi foarte bine. În pe TV sau... Pe TV... Sau în spatele. Pe TV și în spate. Așa. Și cred că dacă era ceva de intrigă la Vocea României în 2011, 2012 și 2013, era... Lasă-mă pe mine cu Moga. Asta e o altă relație. Dar tu cu Moga se vedeau ceva străfulgerări. Niște artificii acolo se vedeau. Da. Iar tu la Superstar ai afirmat că... Dar în continuare avem artificii. E o chestie care, pe care trebuie să mă explici asta. Ai zis că Moga a fost mântrul tău. Moga a fost un tip foarte important în viața mea atunci când am început să lucrez cu Simplu. Pentru că el a fost primul compozitor cu care am lucrat... compozitor de muzică pop... și care cumva mi-a dat șansa să lucrez în studio și să aflu mai multe decât știam în momentul ăla. Dar noi cumva vedem muzica foarte diferit. Și de aici au plecat, de aici ne-am cam separat noi cumva. Adică noi ne-am separat și într-un moment în care eram foarte tineri. Și, na, ca toți tinerii, îți dai seama, eram ambițioși amândoi, egoiști amândoi și cumva foarte orgolioși. Dintre Smiley și Moga, din 2022 și dintre Smiley și Moga de acum 20 de ani, există diferențe mari? Care e cea mai mare diferență dintre caracterele amândurora?
Stai un pic, deci între cuplu Smiley și Moga 2011 și cuplu 2022, care e diferența? Prima dată la tine, un lucru pe care l-o să fac la tine. Care este cea mai mare schimbare de acum 20 de ani? Ce s-a dus, ce ai primit, ce s-a întâmplat nou numai, în caracterul nu tău? Nu mai sunt atât de orgolios, nu simt că mai am de demonstrat ceva, nu mai fac muzica cumva, pentru mine nu mai e de foarte mult timp o chestie de competiție. Nu mai sunt la fel de orgolios, sunt mult mai liber, sunt mult mai înțelept, cred. Da. A fost o decizie înțeleaptă să vin la podcastul ăsta. Da. Tu ești influencer? Te consideri influencer? Cred că da, în felul meu da. Cred că sunt. Dar nu-ți pui eticheta pe față, influencer. Nu faci meseria, în sens... de meseria mea e de artist. Nu de influencer. Treaba asta cu influencer a venit acum de vreo 5-6 ani. Și definiția, dacă ne gândim la definiția influencerului, cred că sunt și eu un influencer. Adevărat. Cred că sunt de mult un influencer înainte de să fie la modă. Dar... Da, corect. E adevărat. Ceea ce te întreb o chestie. A fost acum în perioada asta, ultimii 10 ani, vreun influencer? Da. Care efectiv te-a influențat? A fost vreun om care... Cine? Sunt mulți. Pe bune? Da, da. Din generația de influencer, exact, da? Exact, asta, care au apărut, da? Da, da, da. Mikey H. Cu toate nebunile pe care le făcea. Da, 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 corect, bravo. Mikey H. Uh-huh. Bromania. Da. Shelly. Și chiar și gagicile influencer mi s-au părut. Zi-mă gagică. Stai așa. Eu te văd. Laura. Laura. Laura Giurcanu. Da. Eu observ foarte mult mediul... Online. Online. În general, mediul media. Mediul media. Adică toate mediile le observ. Și sunt atent... la cum se mișcă și chiar dacă nu mă interesează neapărat ce fac, dar mă interesează cum fac. Care engagement-ul, cum, în ce direcție se mișcă. Acum sunt interesat foarte mult de tot ce înseamnă TikTok. Urmăresc TikTokeri importanți care fac lucruri creative la nivel mondial. Și da, adică mă interesează media în general și atunci dacă media se mută înspre online, trebuie să fiu atent la ce se întâmplă. Mă bucur foarte mult și te felicit pentru asta. Vreau să, mai ales că anul viitor vei face vârsta de... Din poziția mea de antreprenor mă da, 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 antreprenor și artist. E un fel de mixaj formidabil. De ce spun? Pentru că tu ești un dansator foarte bun. Da. Foarte bun. Deja mă simt așa, știi? Fie, tu ești un dansator foarte că ai bun. O scamă, așa. Eu te-am văzut și tu ai fost invitat la emisiunile pe care le făceam acum 20 de ani și te vedeam de fiecare dată, zic, băi, vreau ca oamenii ăștia să dansez. Cu toate că eu știam fenomenul de breakdance, de exemplu. Da. Bun. Și atunci, cele mai multe, majoritatea elementelor care se întâmplă pe TikTok au avut ca motivație dansul. Pentru mine TikTok-ul nu e despre dans. Despre ce? E despre creativitate. Eu urmăresc chestii pe TikTok care au legătură cu creativitatea în general. Dă-mi un exemplu. Uite, un exemplu că... Sunt niște dealăi care cântă la mașina de spălat. I-ai văzut pe aia? Ce? Cântă la mașina de spălat. Vreți să-i arăt? Ăsta care face tot felul de iluzii. Ia să văd. Uite. Da, l-am văzut pe ăsta. Știi, nu? Pe ăsta l-am văzut, exact pe ăsta l-am văzut. E o chestie de magie pe care o poți face grafic. Dar asta nu e un content care te privește pe tine. E un content care este produs, editat, să spun așa. Da, mă, dar e mișto făcut. Adică pe mine mă interesează creativitatea, nu mă interesează... Da, bă, dar asta e dacă timp. Dacă mă privește sau nu pe mine. Uite timp. Pe băieții, știi, vezi? Dăm delay, da. L-am văzut și pe ăsta, da. Ăștia cântă la mașină spălată. Senzațional. Adică nici nu sunt niște note de alea simple. Uite, asta este mai bună decât prima. Da, e șmecheria lui. Adică fiecare are cât o șmecherie. Hey, hey, hey. Da, uite, mi s-a stricat și linia asta de...
Rock a microphone. Aia am văzut-o pe TikTok. O știi? Ce? Când zice ăla: domne, sarea asta de Himalaya s-a format în 2 milioane și ceva de ani și a trecut atâta timp și uite bă că am avut ghinionul și am luat-o și acum în 2 zile expiră. Bă, ce prost am imerit că fix în 2 zile expiră. Ok, vreau să te întreb un lucru deschis și onorabil. Dacă vreodată ai fost scurtat de o altă televiziune? Da, tot timpul. Ai fi tentat vreodată să iei calea altei televiziuni? Băi, eu sunt... fii atent, deci da, care e povestea? Zi. Eu am ajuns la televizor. Așa? Pentru că oamenii nu știau ce muzică fac. Deci eu sunt la televizor, adică așa am ajuns la televizor. Am zis, bă, pe vremea aia nu exista YouTube, nu exista nimic, corect, nu exista nicio rețea de socializare. Și am zis, bă, cum află oamenii că eu fac muzică? Trebuie să mă duc la televizor, să le spun că fac muzică. Vizibil. Și m-am dus. Le-am zis că fac muzică. A fost ok, dar nu chiar. Și atunci am zis, bă, trebuie să mă știe lumea mai mult ca să poată să vină să asculte muzică. Adevărat. Și am ajuns la Dansez pentru tine, nu știu ce am făcut Dansez pentru tine. Oamenii au început să mă știe. A, tu ești Smiley de la Dansez pentru tine. Da, da, da. Zic, da, da, eu mai fac și muzică. A, da? Ia să vedem. Și am început să asculte și muzica. Și okay, ușor, ușor am făcut pașii chestii ăștia în televiziune, pașii ăștia, ca oamenii să vină să-mi asculte muzica. Pentru mine tot ce fac pe lângă muzică este ca să ajungă muzica la oameni. Și întâmplător, eram la Buftea și am zis Monei Segal, am zis, băi, dacă se face vreodată o emisiune cu talente, mă interesează. Adică orice, mă interesează să fiu pe acolo, nu? Adică să fiu pe acolo, să am acces la talente, să văd ce oameni mai vin, poate semnez câțiva, poate mă apuc să-i produc, nu știu ce. Abia făcusem production. Și m-ar interesa, nu mă interesează, adică nu i-am zis m-ar interesa să fiu în emisiune, i-am zis m-ar interesa să am și eu acces la oamenii care vin să-i știu. Am înțeles. Ca să, că poate îi semnez. Și peste un an, Mona zice, bă, fac România, au talent. Nu, voce, a, România... Nu, România au talent. Băi, era în 2011 la început, în primăvară. Nu, 2010. În 2010, pentru că acum suntem în sezonul 12, se face sezonul 12 și e 2022. Bun, deci 2010. Mă urmărești? Da. 11, 12, 13, 14, 15, 16, nu, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Da. Deci 2011. Da. Ok. Deci nu în 2010. Ok, 2011 atunci. Nu că Bartoș are aceeași confuzie. I-am zis, vezi că în 2011. Nu, 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 2010. Da, și i-am zis, a venit și mi-a zis, bă, uite, fac, am luat Got Talent, România au talent, se numească România au talent, și am vrea să prezinți cu Pavel Bartoș. Și eu zic, să prezint eu emisiunea, e nebunit la cap, eu, dai seama. Și zic, ok, da, hai să facem. Și atunci m-am întâlnit prima oară cu Pavel. Eu nu mă întâlnesc cu el. Nu-l cunoșteai deloc. Nu, îl știam, dar nu mă cunoscusem cu el. Și primul drum... și de acolo a plecat povestea. Primul drum m-a luat de la un concert și eu m-am adormit. Nu ți-a povestit asta? Nu, ți-a povestit? Nu. Când ne-am dus la Piatra Neamț, deci am avut prima preselecție la primul sezon de la România. Talent a fost la Piatra Neamț. Și ce ai făcut? Și am vorbit cu el și a zis, bă, n-ar rost să mergem cu 2 mașini. Merg bună, eu, vin eu și te iau. Și ne-am întâlnit undeva militari, că eu am avut un concert înainte și am plecat pe noapte. Așa. Și am zis, a, perfect, ne mai cunoaște, mai stăm de vorbă, nu știu ce. Tu ne prezentăm niciodată cu Bartoș înainte nimic. Ne prezentăm nimic niciodată. Ne făcând nimic niciodată, nimic, noi niciodată. Nu ne cunoscuserăm niciodată. Așa. Și am ajuns acolo așa, m-am suit în mașină, am stat un pic de vorbă și am zis, zice, hai că eu mă opresc un pic la benzinărie să iau ceva de băut, de mâncare, nu știu ce. Zice, ai nevoie de ceva? Nu. S-a dus și când s-a întors, eu dormeam deja. Eu sunt celebru pentru asta, chiar adorm oriunde, oricând, în orice poziție.
Și zic, el a zis, bă, hai să nu-l deranjez. Mi-a povestit după aia. Și hai să nu-l deranjez. Să trezește el la un moment dat. M-am mai trezit la Piatra Neamț. Când eram, știi, drumul ăla care intră în Piatra Neamț și vezi hotelul ăla, nu știu cum se numește, ăla înalt. Așa. Acolo m-am trezit. Și zic, a, știu, fie, și mă trezesc. Știu eu că am mai fost în Piatra Neamț. Ăsta e hotelul. Zic. Zice, care e hotelul? Ăsta e hotelul, zic. Ne dăm jos de mașină, așa? Ne ducem la hotel, zicem, bună seara, era liniște și pace, zic, bună seara, nu suntem de la pro. Da, da, ăla și ăla cheau încă, era 3 dimineața, da. 4 dimineața. Da, da, nicio problemă, ne dă camerele, ne ducem în cameră, ne culcăm, ne trezim a doua zi. A doua zi, Pavel pe telefon cu Enică. Așa. Ce de faci, nu știu ce, da, de la costume să vine să ne aducă costumele. Și zice, haide mă să vă aduc costumele, la ce etaj sunteți? El zice, la 7. Zice, Enico, bine, hai că vin acum să vă aduc. După aia îl sună, zice, bă, unde la 7? Că ăsta n-are decât 5 etaje. Cum suntem la 7? Haide mă, vorbești serios. Mă sună Pavel. Zice, bă, noi suntem la etajul 7 și zic că hotelul nu are decât 5. Și eu zic, nu, că are două aripi. Eu zic, nu, că sunt două aripi la hotelul ăsta. E o aripă mai înaltă. Ea spune lui Enico că cred că e în aripa cealaltă. Și zice, bă, hai că vorbesc cu ea. Pacă, îi vorbește cu ea. Zice, nu mă, că n-auzi că n-are. Ești nebun la cap, am căutat. Am fost la lift. Vine Pavel, chiloți. Și în halat, dai seama, era pe el. Da, da, ce bă? Trupul e extraordinar. Zice, bă, a? Am greșit hotel. Da, deci nu se pare că sunt două hoteluri în Piatra Neamț. Aole, e unul mai mic, care are 5 etaje. Da. Și unul cu 7. Da, deci nu era hotelul ăla. Eu chiar unul, îți dai seama, mă trezeam. Ăsta e hotelul. Da, a doua întâmplare cu Pavel, tot în același sezon, când am avut preselecții, a doua preselecție la Timișoara. Așa. La Timișoara. Eu tot așa, aveam un concert și n-am putut să mă duc de seara, de vineri seara. Și am ajuns sâmbătă dimineața, sau nu, joi seara și am ajuns vineri dimineața. Mm-hmm. Și am ajuns la hotel dimineață și zic, bună ziua, sunt Andrei Maria, ar trebui să... Mona a zis, bă, dacă tot nu vă cunoașteți... Bare să stați în aceeași cameră. Măcar să stați în aceeași cameră să vă cunoașteți mai bine. Așa. Proastă idee oricum. Așa. Dar, mă rog, asta a avut multe idei bune, dar asta a fost dura proastă. Mona are foarte multe idei bune, dar asta a fost dura proastă. Îți spun după aia și de ce. Așa. Și am ajuns la Timișoara, Pavel deja venise cu o seară înainte, zic, bună ziua, sunt Andrei Maria, aș vrea să mă cazez, dați-mi și mie, o cheie de la camera lui Pavel Bartoș, că știam că stăm împreună. Da. Și asta zice, da, nicio problemă, nimic. Pac, să uită ce... da, așa cu o voce exact. Nu se poate că domnul Bartoș s-a cazat aseară și e cu domnișoara. Și eu zic, băi, eu știam că Pavel e măsurat. Eu în capul meu zic, băi, ești nebun la cap, așa de golan să fie Pavel. Pavel, da, e însurat, eu știam că e însurat cu copii. Ai spus-o apreciativ sau cum? Da. Eu în capul meu zic, wow, uite ce golan e ăsta. Băi, baby, zic, holigani, wow. Cum adică? Eu, cum adică? Păi da, stai cu... Și cum o cheamă? Stai să mă uit. Maria Andrei. Și eu zic, încântat, și Tiberiu mă cheamă. Da, asta a fost așa. Și să spun de ce n-a fost o idee bună, pentru că am dormit o singură noapte împreună. Atât ai rezistat. De ce? Pentru că eu la vremea aia dormeam cu televizorul aprins. Corect. Adormeam cu televizorul aprins. Și eu la fel. El nu. Eu la vremea aia stăteam cu draperiile deschise, el nu. Și în același timp, el dormea gol, eu nu. Și când m-am trezit dimineață, draperiile erau trase. Da, și covertura de la pat.
Înțelegi? Deci a fost ceva... M-am trezit, era dimineață, dar eu vedeam luna plină. Aoleu, Doamne. Deci eu... Da, și a fost ultima, prima și ultima noapte pe care am petrecut-o cu Pavel în aceeași cameră. Așa, deci eu am ajuns la televizor, că de asta plecați, de aici plecați? De aici. Am ajuns la televizor că doream să am acces la talente, deci după primul sezon de România au talent, m-a sunat Mona și mi-a zis, băi, facem o emisiune... Pilot. Pilot, care dă voce, de cântat. Și zic, păi care, ce-ai cântat, mă, că avem România au talent, ce mai trebuie? No. Zice, vreau să fii în juriu. Și, și zic, cum se numește emisiunea? Vocea României. Gata, sunt acolo. Și mi-a zis că o să fie Moga, o să fie Loredana, nu mi-a zis de tine. Tu ai venit ultimul. Da, eu ultimul. Era tare casul. Iar da. Eu eram cel mai mic. Erai cel mai mic? Da. Dar Moga are un an peste tine sau doi? Aproape doi. Lori e mereu tânără, stai liniștit. Forever. Lorie, am primit o propunere din partea primarului din Pitești. Da. Și te roagă să cânți o melodie pentru fetele din Pitești. Ia. Yeah. Ok, hai. Pierd aici, pentru diaspora. This song is Sweet Girl from Pitești. Yeah. One, two, one. Fetițe dulci, oh baby, ca în Pitești. Ia spune. În toată lumea nu găiești. Privește drept, oh, unde? În ochii lor. Și ce se întâmplă? Și ai să citești povești de amor. Povestea lor nevinovată. El un băiat iubea o fată. Cum ai putea, cum ai putea să nu iubești, să nu iubești fetițele din solo. Și acum un număr de 5 fete va intra, imaginează-ți. Un număr? Va intra, va dansa, cum ar fi? Vor dansa 5 fete acum? 5 fete din Pitești, vor veni așa pe lângă noi, imaginează-ți că sunt pe lângă noi, ne fac dulci și acum, bă, partea deci a doua. Deci eu am zis că ești, că asta am citit. Povestea lor nevinovată, el un băiat iubea o fată, o, da. Mai putea, cum? Să nu iubești, să nu iubești fetițele din Bucure. Jingle bells, jingle bells. Bă, fii atent, tu știi o treabă? Bagă. Că noi toți ascultăm acum, am ascultat în sezonul de Crăciun, da? În fiecare sezon de Crăciun ascultăm aceleași cântece. Da, știu. Știi că toate cântecele astea sunt făcute de evrei? Da. Toate sunt compuse de evrei. Bună parte, da. Da. Da, știu. Îți dai seama ce funny. Da, da, gândește de la unul de lucru. Melodiile astea sunt unele care au rezistat 80 de ani. 70-80 de ani. Da, nu de hey. Dar știi că și cântecul Happy Birthday e compus de două femei? Nu. Da, e compus de două femei care și acum câștigă dreptul pe urma acestui cântec. Tu îți dai seama, mă, să compui un cântec, scuze, care mă, să rămână... Happy birthday! A, da, bine, mă! Bine, știi, știi că în... Da. Am luat-o pe urmele lui Moga. Moga, zice tu, facă, și aduce la minte de toți compozitorii pe care... Da, 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 da. Dar vreau să zic că în state, la afroamericani, așa? Ei cântă și ăsta. Happy birthday to you. Deci ei cântă happy birthday to you. Și după aia cântă ăsta. Nice. La ei, deci tot timpul cântă și ăsta. Da, păi adică noi... e cântecul lor de happy birthday. Da, dar știi de ce? Pentru că de fiecare dată, dacă nu te, dacă tu mănânci un oso buco și dacă îl mănânci în fiecare zi, știi poanta aia, cu ce mâncăm astăzi? Sarmale, sarmale. Și
Sarmale. Nu mai vrei. Nu, varză, zice, varză. Așa. Varză, varză, varză. Asta ce mâncăm? Varză cu carne. Cum așa? A zis tata că dacă mai mâncăm varză și azi, își bagă picioarele în ea. Ușor, ușor, ne zicem câte stand-up cu, cu Smiley. Ideea este că odată ce, o singură dată pe an, o lună, bine, americanii îți dai seama că știi foarte bine, încep din începutul octombrie, hop! Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bell rock, jingle, și așa mai departe. Și atunci îți dai seama că ai o plăcere spre Crăciun, exact în buza Crăciunului, nu mai vrei să auzi nimic. Dar mie îmi plac. Și mie îmi plac la nebunie. Foarte frumoase piesele. Am gătat cu Feli. Ăla cu... Santa Claus is coming to town. You better watch out. You better not burn. You better not burn. I'm telling you why. Smiley Claus is coming to town. It drinks you when you need it. It's written lyrics when you're afraid. It's composed of music and then thereafter be. We got to shake. Oh, we got him. Asta e varianta asta e engleză. De după Crăciun. Așa. În care e vorba de Smiley, nu de Santa Claus. Santa is coming, scuze-mă. Santa Claus is coming to town. Ești bolnav, ești bolnav și tu. Mulțumesc. Dar tu știi de ce facem lucrurile astea? Că ești bolnav. Nu. Boala bolnav ca boală. De muzică. Boală ca boală. Deci, n-am văzut așa ceva. Dar ți se întâmplă să te fure muzica atunci când faci ceva da. Important? Da. Întrerupem aici podcastul la trei oară cu Smiley pentru că să dea subscribe cei care vor să meargă mai departe. Așa. În această emisiune. Iar acum Heblu. Parcă ce văd. This is, this is my life. Mi-ai zis că te duci prin țară la concerte. Mi-ai zis de bani. Nu mă mai duc de mult. Așa. Da? Când te duceai, te duceai cu mașina, cu avionul, cu... Cu Delta... Duba, deci cu Duba, Duba, cu trenul, cu avionul, cu mașina, cu toate. Nu ești sperios? N-ai nicio nimic, problemă. Nu. Perfect. Pentru că acum o să începem un turneu. Care e cel mai bun public din țară? Publicul tău. Frumos? Da. Bravo. Ăla e cel mai bun. Unde te-ai simțit the king of the world? În turneu. În turneu, în turneul meu, în turnee, de fapt, la Polivalentă, la Sala Palatului, eu am făcut doar o singură, de fapt am făcut de două ori Sala Palatului. La Palatul, știu. Când am început, adică cu, când am început Smiley, practic, și am făcut, când am făcut albumul acasă, uh-huh. Atunci am făcut Sala Palatului pentru prima, pentru ultima oară, de fapt, pentru că nu-mi place, nu-mi place sala. Nu-mi place deloc. Știi? Ție îți place. Da, mie îmi place pentru că eu sunt de asta cu povești. Da, ție îți place să și vorbești mult. Mie la concert nu-mi place să vorbesc. Nu-mi place, serios. Mi se pare că... Adică, de ce? Pentru că eu în turneu, spre exemplu, cânt vreo două ore jumate. Și îmi doresc să am timp să cânt. Să le cânt toate piesele. Pentru că e singura ocazie pe care o am să cânt piese pe care nu le cânt în mod frecvent. Am înțeles ce zici. Știi? Și atunci îmi doresc să acopăr alea două ore și ceva, să le am doar cu muzică. Am înțeles. Le mai spun povești, dar mie îmi place atmosfera aia de concert, când oamenii sunt în picioare, când sar, când dansează, când sunt, știi? Te înțeleg perfect. Normal. Te înțeleg perfect, dar... Pe măsură ce treci peste 40 de ani, că pentru anul viitor, când o să treci peste 40 de ani... Nope. Nope. O să vezi că îți place să... Nu îți place există. Să... N-ai cum. Ba da, o să vezi. Nu. De ce spui mie acum niște chestii și după aceea un an dai telefon? Da. O să vin la podcast peste 5 ani și o să vedem. Mie îmi place atmosfera asta, mă.
De ce crezi tu, de ce crezi tu că după 40 de ani simți nevoia să povestești mai mult? Nu, 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 nu e vorba de vârstă, nu e vorba de număr. După cum am văzut acum, stand-up-ul este parte... Băi, stand-up-ul e parte din concert. Fii atent aici ce spun. Eu astăzi am văzut un smiley, nu mi-ai spus niciodată atâtea bancuri cât mi-ai spus la masa asta. Două ți-am spus. Trei. Nici nu le mai ții minte. Păi pentru că de câte ori te întâlnești cu mine, vorbești numai tu. Du-te mă de aici, băi! Băi, ia, gata! Așa. Nu există așa ceva, nu există așa ceva. Mă păcălești, dar trec peste asta. Așa zi. Și eu te las să vorbești. Doi ani de zile ne-am luptat. Doi ani de zile a fost o continuă speranță combinată cu multe semne de întrebare. Cum ai reușit? Și sper că ai reușit să îți ții trupa aproape. Este o întrebare pe care foarte mulți oameni care se uită acum la noi, care și ei sunt responsabili de orchestră, de trupe, își pun aceeași problemă. Cum ai reușit tu să ții aproape? Păi am improvizat. Ia zi. Trupa am reușit să o țin. Echipa tehnică a fost mai greu, pentru că Sonerie, spre exemplu, a plecat în Olanda. Mulțumesc. Și după ce a plecat în Olanda a zis, bă, îmi pare rău că n-am plecat la 20 de ani. Face cu totul altceva, dar a trebuit să-și găsească o soluție să supraviețuiască. Florin, tehnicul, tour managerul meu, a plecat în Belgia, s-a întors între timp, dar adică situația a fost foarte grea. Rocky și Marcel au plecat înapoi la Arad, stau în continuare stau la Arad. Marius a plecat la Oradea, în continuare stau la Oradea. Și am reușit să mai iau câteva chestii online, să fac niște lucruri, să fac niște live-uri, să fac niște chestii ca să pot să le dau niște bănuți. De supraviețuire cumva, adică n-a fost ceva, bă, a fost ok. A fost fix de supraviețuire, dar fiecare dintre ei s-a descurcat și faptul că au luat decizia asta să plece la Arad sau la Oradea a fost ok pentru ei, pentru că n-au mai cheltuit mulți bani în București. Corect. Când am avut evenimente, ne-am descurcat. Adică au fost niște evenimente care cumva au adunat îndeajuns de mulți bani încât să nu... Sfârșitul verii, începutul toamnei. Da, da, da. Încât să nu... Gen, să... Nu te desparți de tot. Da, să nu suferim prea tare. Dar pentru noi ăștia doi ani au fost extrem de grei. Dar am reușit, adică mă bucur că am rămas aceeași gașcă. Crezi că anul ăsta o să... Nu. Nu cred. Din nou, deci practic anul ăsta după tine se află sub egida improvizației, dacă este să Da, da, tot improvizăm și anul ăsta, sigur. Da, e un lucru foarte delicat, cu atât mai mult și o să resimți lucrul ăsta și lucrul ăsta îl resimțim parte din orchestră sau poate chiar toată orchestra. E faptul că odată ce în mijlocul nostru se nasc moștenitori, e din ce în ce mai greu. Și o să vezi că lucrul ăsta, pentru că o să vină încă unul și încă unul și în vorba aia, în ultimii 15 ani... Mai vin încă doi? Da, am vorbit cu Gina. Și o să vezi lucrul ăsta și o să fie din ce în ce mai o responsabilitate din ce în ce mai mare. Improvizația combinată cu idei, combinată cu o speranță și cu o dorință de a face ceva. Și eu cred că cel mai frumos pas pe care l-ai făcut în viață, pentru că asta zic de fiecare dată, domne, vrei să devii părinte? Nu, domne, că în momentul de față nu știu dacă trebuie să devii părinte. Pentru că dacă vii părinte, atunci parcă îți revezi, începi a doua viața ta. Efectiv, începi a doua viața ta și o să-ți dai seama pe măsură ce crește Josephine. Când ai ales numele ăsta, tu l-ai ales? Sau? Nu. Ok. Dar după ce Gina a ales Josephine, da, ți-ai pus problema unei etimologii. Unde ai mai întâlnit Josephine? Ce mi-ai făcut cu ea? Păi știam piesa lui Chris Rea, Josephine. Chris Raul, da. Cristi Raul. Așa.
știam că a fost amanta lui Napoleon. Bravo. Bravo. Așa. Și cam atât, mai mult de Joseph. Adică și îmi place numele, mi se pare că sună foarte bine. Cum o alinți? Îi spui tot numele? Nu sau? O alint. Așa îi spun, Josephine. E bune? Da. Interesant. O să vezi că în viitor o să fii Joseph sau Fina sau... Nu. Eu îmi doresc să-i spun Josephine. E atât de frumos numele ăsta, încât e păcat să-l strici. Niciodată n-am cântat piesa asta, dar pentru tine... Nici eu. Suntem cu toții. N-am cântat niciodată piesa asta. Păi eu nu știu. Adică nu știu Josephine, I'll send you all my love, atât. Nu mai știu. Strofa nu mai știu. Trebuie să te pregătești. Bine, mă voi pregăti. There's rain in my window, but I'm thinking of you. Tears on my pillow, but I won't come through. Josephine, I'll send you all my love. In every single step I take for you. Everybody. Josephine, I'll send you all my love. Josephine, send you all my love. There's a storm on my radar, but I can still fly. And you are the reason, you are the reason this blue my sky, my sky. Josephine, I'll send you all my love. Josephine, I'll send you all my love. Give it to me, babe. Când eram mic, când aveam între 7 și 12 ani, știi? Da, știu. Spar, acum îmi dau seama că și lui Gina îi plăcea și cumva ne-am întâlnit pe piesa asta. Da, bine că... Bine că mai bine din când în când ți-a spus. Ce? A life with a meaning, I was born. In the coldest winters, oh yes, night becomes day. Give it to Miss Miley. Josephine, I'll send you all my love. In every single step I take for you. Yeah, come on everybody. Josephine, Josephine, I'll send you all my love. Da, 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 da. Da, da, da. Josephine, da, 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 da. I'll send you all my love. All my love, come on. Josephine, 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 Josephine. Na, cam cântași piesa asta. Dar și ție îți place Crisria? Da, bineînțeles că îmi place. Îmi place la nebunie, numai că eu nu... Știi? Nu bei îndeajuns de mult whisky și nu fumezi îndeajuns de mult. Trafug, da. E o chestie care, pe care vreau să-ți spun la început. Dar de ce nu ai zis ha-ha?
production. De ce ai zis ha 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 production? Adică doi n-ajungeau sau? Stavă că fac mai mulți. Tu faci mai mulți, da. Da, fac mai mulți. Dar eu nu, eu zic trei tot timpul. Nu cred. Serios? Toate râsetele tale se limitează la trei? Nu știu dacă se limitează la trei, dar mi s-a părut că sună mai bine. Da. Dar chiar nu știu, efectiv, nu știu de ce. Mi s-a părut funny. Deci fix mi s-a părut foarte funny să numească o companie, compania mea să numească ha-ha-ha. Mi s-a părut mișto. Și în continuare mi se pare mișto. Da, e o definiție foarte mișto și reprezintă, se leagă perfect de numele tău. Dar vreau să spun poate cea mai grea întrebare. Nu, nu-s de acord. Ba da, o să-mi spui. Și îmi trebuie una. Ia. Yeah. Zim piesa care ți-e cea mai dragă a ta. A mea? A ta. Una? Una. Păi nu, tăticule, ori ne facem, nu ne jucăm aici. I'm not playing around. Cred că acasă? Cred. Să știi că mi-a plăcut foarte mult și îmi place foarte mult acasă. E o piesă care a atins foarte multă lume plecată în țară, o piesă care a spus, a dat grai dorințelor oamenilor din multor români. Acasă nu este despre întoarcerea acasă. Dar fiecare și-o interpretează cum e pe sufletul. Corect, ce zic. Corect. Până la chestiile pe care le trăiesc acum, care mi se pare de-a dreptul miraculoase, de când sunt tată, de când am o familie, trăiesc cu totul la altă intensitate. Și vezi altcumva piesa acasă. Lucrurile. Evident că acasă se transformă tot timpul. Pentru că noi ne transformăm tot timpul. Dar practic eu când am făcut acasă am avut un moment pe care îmi pare foarte rău că nu l-am înregistrat. Piesa acasă nu exista pe albumul acasă. Era un instrumental care n-are nicio legătură cu instrumentalul ăsta. Deci era un alt instrumental, era un fel de trap instrumentalul, ca să înțelegi. Și îmi pare rău că n-am înregistrat, trebuie să o caut. Deci eu am scris piesa acasă pe alt instrumental. Total altceva, era un Dirty South, știi? Era un instrumental Dirty South. E un fel de strămoșul trapului, înțelegi? Și eu am scris pe piesa aia, am scris o piesă în engleză. Și când am terminat albumul, era terminat albumul, asta era ultima piesă de pe album. Și am zis, vreau să fac o piesă, adică îmi părea rău de piesă, zic, bă, hai să o fac în română, că e păcat de aia să nu o fac în română. Și pe instrumentalul ăla am scris o piesă care cumva, eu de-aia am început așa, pot spune că sunt doar un om, că povestea mea e ca toate celelalte, vreau să fie ultima piesă de pe album și să vorbească despre mine și despre și să închizi albumul, dorințele mele, știi? Cumva, bă, eu sunt ăsta și îmi doresc asta. Știi? Asta vreau eu în viața mea. De-aia începe. Vreau să cânt, să visez, să râd, să nu uit să mă întorc, să nu uit să mă joc câteodată. E o chestie pe care eu o cred și am crezut-o toată viața mea. Știi? Să nu uit să mă joc, să rămân tot timpul în aria asta a copilăriei. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă întorc acasă. Acasă pentru mine înseamnă amintirile din copilărie, mai mult decât un loc. Nu, nu are nicio legătură cu locul. Acasă înseamnă starea. Starea. Înseamnă starea aia de a fi. Și atât. Când în lume voi pleca, adică, ce înseamnă pentru mine când în lume voi pleca? Atunci când când ești lumea, din care face copilărie. Nu, atunci când lumea mă va acapara, pentru că asta se întâmplă inevitabil în viața fiecărui om, atunci când lumea mă va transforma în ceea ce își dorește lumea, să nu uit să mă întorc la mine. Asta înseamnă. Și după aia, în a doua strofă, explic. Înțelegi? Asta e povestea, lu acasă. Acasă nu înseamnă vreau să mă întorc acasă la mama și la tata.
Deși practic înseamnă și asta. E sentiment. Înseamnă tot. Înseamnă tot. Înțelegi? Fiecare a extras din piesa asta exact ceea ce i-a spus sufletul. Sunt convins, de-aia eu nu explic. Adică fiecare înțelege ce vrea. Dar pentru mine, asta înseamnă. Pentru mine înseamnă că atunci când lumea mă va acapara, să nu uit să mă întorc la cine sunt eu. Cum ai făcut piesa vals? Dansând. Păi da, nu-i stilul tău de dans. Eu în timp ce făceam piesa, se poate povesti Șerban. Eu eram în studio, știi studioul lui Șerban, care e mai mare. Da. Acolo dansam. Deci dansam și mă gândeam la cum va fi accentul pe muzică, știi? Pentru că ai văzut că eu când dansând cu ea, o cânt într-un fel, nu cânt dansând cu ea, taririra, da, și aia vine doar la sfârșit. Pentru că eu mi-am imaginat piesa asta fix cum aș fi dansat-o. Cum ar fi un dans complet de vals. Și când am cântat eu refrenul, adică primele două refrene, eu cânt foarte întreb. Dansând cu ea, tirarira. E un pic mai jucăuș un pic, știi? Opa. Și abia la sfârșit, când intră corul ăla mare, da, mi-am imaginat plutire. A fost... deci eu le-am spus și lui Șerban și lui Florin, cu care am lucrat la piesă, le-am zis, bă, trebuie să găsim dozajul perfect între clasic și pop. Vreau să sune ca o piesă pop, dar în același timp să pot oricând... Să aibă un disc clasic. Oricând să pot să o fac cu o orchestră clasică și să știu. Știi? Și a fost foarte greu să găsesc, pentru că ea trebuie să sune clasic, dar în același timp să nu fie pop-opera, știi? Eu n-am putut să-ți urmăresc ultimul vers de fiecare dată și aici e nebunia ta. Nu știu cum a făcut încă de la început am dat-o din greșeală în vals, vals, vals. Deci asta ultima e stilul tău. Ăsta, ultimul vers, da. ăsta e jucăușul pe da. Care ăsta știu. De cum adică n-ai putut să-l urmărești? Eu nu făceam, n-aș fi făcut așa ceva. Ai înțeles? Deci asta e ultimul, e ruperea clasicului. Asta rupe clasicul, da, corect. Ai înțeles? Da, da, da. Să începem, colegi. Așa am zis Șerban. M-aș da milioane de euro să aud și eu ce auzi tu în capul ăla. Și fac cu el muzică de 15 ani, îți dai seama. Și asta e drive-ul meu, știi? Să-i surprind pe oamenii cu care fac muzică de foarte mulți ani, să le zic, da. De regla la microfon. Tot un dating și ăsta. Cu ea mi-am auzit inima cum cânta. Când mă privea, lumea era doar o orchestră ce ne-a compania. Nice. Frumos, nu? Da, frumos. Am auzit-o și în rusește, vreau să vă spun. Cu orchestră, cu balet. Au făcut unii balet după aia. Da. Ideea este că și noi avem un singur vals. Ultimul dans? Da, la mine, la noi e ultimul dans, nu e ultimul vals. Ia fii atent. Eu trebuie să ghicesc acum, dar... Yeah. Este. Mărturisesc că eu nu știu piesa. Dacă vrei, mă las să improvizez. Ce să fac? Încep eu. Aș da orice să fim ca ieri. Încă o zi cum mă priveai când mă iubeai. Nu se uită vreodată și mai fac un pas în ring de dans. Ce ne așteaptă se oprește în loc. Timpul întors ca o carte de joc. Trece azi, trece mâine, la fel de neten. La nesfârșit, la ultimul
spune stop, yeah. Aș șterge tot, tot ce te doare. Dă mâna ta, dă-mi ultima, sing it, baby. Și cea din tâi încercare. Ne vom aminti fiecare pas din ultimul dans. N-am uitat să fim împreună, oricând vom ști. Când Cristi a scris piesa asta prima dată, ziceam, Cristi, vals, tăticule, ia-o mai ușor. Hai să, niște reghe, n-ai? Acum să vă cânt o piesă din la, 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 dar nu începe de la. Dar nu contează. La, 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 știi, să fie începutul. Și acum să vă cânt o piesă din la, 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 ca da, inițial era la, la, la. Băi, iartă-mă, avem o piesă, dar eu aș face o updatare la piesa asta, yeah. Și acum să vă cânt o piesă din la bemol. La bemol. Cum ar fost chestia asta? Oh, mă lăge, ce distracții. Avem și noi o piesă tot așa, la, la, la. Exact asta. Nu e vorba de la. E doar de la, 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 la. Asta a realizat-o Iulian acum vreo 12 ani. Nu m-am gândit ce rău. Îmi urmărești cariera? O, da? Te uiți la mine? Dumnezeule mare, știi că ai vertij de la piesa aia. Ești în indiferență, e cool? Sute de inimi fur, mi-e ușor. Și dați un subscribe și lați un like, un share. Dacă like vreți. Un share. Like, un share. Am făcut o piesă și despre asta. Dă și tu un like, subscribe, piesă de YouTube, piesă de hype, hai, hai. Ce ai, piesă de hype? Piesă de hype, adică de, cum traduci, mă, hype-ul? E pe val. Pe val, de val, de hype. De val. Am văzut că mergi la, la sală. Am piesă care nu se aude la radio. A, știam, piesa care nu se aude la radio. Da. Se vede. Am văzut că mergi la sală. Nu merg. Ba da, fii atent aici. Am sala acasă. Mă rog, foarte bine, te duci la sala de acasă. Da. E un tip care e un antrenor personal. Da, am. Vlad, îl cheamă, Vlad Burghele. Și cum te descurci? Faci tot ce spune? Eu mă descurc, el nu prea se descurcă. O gogomărie mai mare ca asta de mult! Da, eu mă descurc, problema e că eu sunt problema, că el știe foarte bine ce am eu de făcut. Și eu știu foarte bine ce am de făcut, numai că nu prea fac. Adică dacă m-aș ține de dietă așa cum, cum mi-a spus el și dacă m-aș ține de sală... La fel cum ți-a spus la el. La fel cum mi-a spus el așa, aș fi un Adonis.
Adonis, iartă-mă că te deranjez, dar vreau să-ți... Eu citesc sub prestațiile tale social media tot felul de lucruri. Te pregătești de vreun rol? Sau ce se întâmplă cu tine? De un rol? Da. Nu, mă pregătesc mai bine pentru rolul pe care îl joc acum. Rolul pe care îl joci acum de tată? Nu. De tot. Doamne și domnilor, poate nu știți, dar așa. Eu știu. Și dacă și voi v-ați uitat pe postările lui Smiley, o să vedeți niște fotografii alături de Iura. Smiley, așa. Tiberiu Andrei Maria va fi protagonist într-un film al lui Iura Luncașu, un regeu lui Iura Luncașu. Două filme. Da. Nu ți-a ajuns unul. Băi, Dan, nu ți-a ajunge unul. Am avut timp. Dar fii atent aici, am rugăminte. Dom'le, nu pot să-l fac pe Doira. Da, am pe unul. Ce? Ce ai zis? Nu pot să ce? Bună ziua, domnul Smiley, faceți două filme. Dom'le, pot să fac unul. Dam pe cineva și dai telefonul meu, mă. Care e problema ta? Numai două... Ce păi ai făcut? Nu, fii atent. Cum? Zim. Inițial, trebuia să joc într-un film. Așa. Tu ai mai jucat în filme. Care oarecum mi se potrivea. Știi? Adică nu era foarte grea povestea. Așa. Eram un manager de echipă, cumva fac asta în viața de zi cu zi. Da. Legații, mânușă. Legații se numește filmul. Legații. Da. Și e un film, mă rog, o să apară săptămâna viitoare, zi, poate, nu știu, abar nu depinde. Deci în primăvara asta o să apară. Da, acum, cât de curând. Și ăsta a fost destul de ușor de făcut pentru mine. Așa. Erau cu mai multe personaje... Nu eram un personaj principal. Și după ce am făcut filmul ăsta, Iura zice, bă, eu am un film mai profund, mai greu un pic. Așa. Și cred că ăsta e potrivit pentru rolul ăsta. Și zic, hai că exagerez deja. Și zic, ce rol era ăla? Ce rol? Păi rolul trebuie să joci rolul unui depresiv. Stai, mă! Asta ești, mă! Depresiv, mă! Da. Hai de capă, mă! Te-a găsit. Băi, Iura, dar tu n-ai văzut în fața mea, când am lucrat la filmul Faci sau Taci, tu n-ai văzut cât de depresiv eram acolo? Ăsta e... Amă, Iura, pe bune, Smiley e depresiv? Două naibii de treabă. Păi nu, ideea e că el a crezut că pot să joc treaba asta. Și din câte am auzit că ai reușit. Bă, eu nu pot să mă uit la film. M-am uitat odată pentru că trebuia să ne uităm la muzică, la nu știu ce. Nu mă pot recunosc. Asta e bine. Nu mă recunosc în film. Dar mi-a zis tour manager, mă zice, bă, vreau să fiu sincer cu tine. Da. Mai ții minte, Florin? Când zice, vreau să fiu sincer cu tine. Ai fost. Bă, nu prea seamănă cu tine, adică... Păi da, mă, nu seamănă cu tine. Nu te recunosc. Da. Nu prea ești tu. Nu, ideea este următoare, că acum Gina o să știe că atunci când faci pe depresivul, o faci ca să nu duci gunoiul. Eu nu fac pe depresivul. Nu, dar mai am niște momente în care mă cufund în tristețe. Dar la film te-ai complicat cu replicile? A fost tot în regulă? Ai avut un partener? A fost foarte greu. Deci pentru mine chiar a fost foarte greu. Eu nu mi-am revenit vreo 2-3 luni după film, nu mi-am revenit. Pentru că eu nu pot să joc. Eu nu sunt actor. Actor nefiind, amator. Deci, nefiind actor, neavând trainingul necesar... Te-ai implicat în rol 100%. Eu cumva a trebuit să fiu în starea aia, altfel n-aveam cum. Și am rămas în starea aia și înainte și după film. Când mă duceam, m-am dus acasă la ei mei și ai mei ziceau, bă, dar ce-i cu tine? Ce ți-a întâmplat? Mamă, lasă-mă că trebuie să mă pregătesc pentru rol. Să ies din rol. Lasă-mă că ies din rol. Și a fost destul de complicat. Partenera mea din film, Ada Galeș, a fost foarte importantă pentru că ea m-a ajutat extrem de mult. Adică nu că m-a ajutat în scenele pe care le-am jucat cu ea, asta bașcă, dar m-a ajutat și când nu juca ea. Adică ea era pe set să repete cu mine, să dea ponturi, adică chiar m-a ajutat extrem de mult și, mă rog, E clar că e un profesionist desăvârșit, dar faptul că m-a ajutat pe mine a fost foarte important pentru mine, dar și Iura m-a ajutat foarte mult. Pentru că Iura știe bine să lucreze cu oameni care nu sunt actori. Adevărat. Și știe să-ți explice, știe să scoată de la tine ce trebuie. Exact, știi? Ce vrea, da. Dar foarte mult m-au ajutat oamenii din echipă pentru că eu le-am zis din start, băi, eu nu...
Nu știu, eu n-am înțeles nici acum de ce Iura a zis, bă, hai că vreau să joci tu treaba asta. Pentru simplu fapt că te-ai implicat în rol, eu cred că a fost un lucru foarte bun și ți-a ajutat. Ceea ce vreau să-ți spun este că dacă ți-a ieșit bine și în partea asta, mai e un pas și musical lui aproape. Hei, lasă-mă că tu te descurci foarte bine la muzică. Deci am fost și te-am văzut. Știi că te-am văzut? La Mamma Mia? Nu știu. Te-am văzut și la Mamma Mia și te-am văzut și la... My Fair Lady. Nu My Fair Lady, n-am văzut. N-ai văzut My Fair Lady? Am jucat în ceva? Eu am jucat mai multe, dar nu contează. Dar mi-a plăcut de tine Mamma Mia. Mamma Mia! Acum trebuie să faci Mamma Mia. Cum o să faci Mamma Mia? Nu, glumesc. Nu, dar chiar mi-a plăcut, a fost foarte... Și mi s-a părut foarte reușit. Foarte reușit, spectacolul în sine. Erai tu, Loredana și... Nour. Cornel Ilie. Și Nour. Nour? Da. Nebun Nour. Nu era Cornel Ilie, era altcineva. Cineva? Ernest Fazekas. Da. Și Anca Sigar tău? Anca Sigar tău. Da, a fost... E mișto. A fost o experiență bună, sper că o să facem din nou la sala Palatului. Important este să rămâneți lângă noi. Mai trebuie ceva? Oh, baby, okay, South Park cu glumă, la un moment dat unii dintre ei. When the night has come. Așa vrei? And the land is varianta 80s. And the moon is the only light we'll see. Come on, Smiley, yeah. No, I won't. No, I won't be afraid. No, I won't, baby, be afraid. Just as long. Just as as you stand by me. Everybody say one. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Yeah. Stand by me. That's right. The second turn. If the sky that we look upon should tumble and fall, crumble to the sea. Smiley! I won't cry. I won't cry. I won't cry. No, I won't. Everybody. Shed a tear. Oh, yeah. Just as long, yes, as long as you stay. Stand by me. Give it all your love. Oh! Oh, my baby. Stand by me. Dar ce e asta, mă? E de la un serial ceva de radio. Bine te-am găsit? Ați cântat atât de frumos. Dar ce e asta? Napoleon? Pleacă de aici. Îți explică Smiley. Zi, ăsta e Napoleon? Domnul antrenor personal al lui Smiley. Dacă doriți să veniți pe adresa noastră aici la Academie, să gustați-o... Ce înseamnă Milohas? Trebuie să înseamnă ceva. Milohas, nu e milogeală, nu? Mii de ouă, cred. La ce concert ai vrea să
te duci și n-ai fost până acum. Zim un concert al tău, băi, n-am fost la respectivul. Viu? Și viu, și trecut. Michael Jackson aș fi vrut să văd și n-am apucat. Prince? Și n-am apucat. Sting am văzut cu orchestră. Și noi? Aici în Constituției. Aha. La Cluj. Dar mi-aș dori să-l văd cu trupă. Mi-aș fi dorit să-l văd așa. Dar poate apuc. Acum de când e coșaghe, e mai greu de văzut? Așa. Hai să zic din ăștia vii. Mi-aș dori să văd Beyoncé. Nu știu ce mi-aș mai dori. Mi-aș dori să văd Drake. Drake? Da. Tu te-ai scos Drake-ul. Dar mi-aș dori să-l văd. Da? Da. Mi se pare mișto. Până un alt anul ăsta mergem la Foreigner, da? La ABBA. La ABBA, la Foreigner. Și la Sting, la Cluj. La Sting, la Cluj și la Foreigner. Da, mă, vine Sting la Cluj? Da, mă. Da. Mergem. Want you to show me. Cum era, mă, Cristi? I wanna know what love is. I want you to show me. I wanna feel what love is. Eu omul la octavă. I want you to show me. Hai. Îmi place cum începe piesa asta, fie. I'll take a little time. Gata, atât. Atât, începutul e perfect. Deci Foreigner, mi-a plăcut o piesă care s-a uitat, poate se știi din albume, este pe planul B. Aia cu I don't wanna live without you. I could never live without you. I don't wanna live without you. Live without your love. I could never live without you. I don't want to live. Piesa asta? Întrebăm aici podcastul nostru. E a patru oară. În viața mea n-o să rămâi pe Smiley la un podcast. Să fie sănătos. Așa. Dar pentru că merită. Eu mai am treaba azi, știi? Așa. Dar hai, nu, hai. Că nu te grăbesc. Eu, că mă simt bine. Puteți mai stăm. Da, sigur. Uite, mă sună și Gina. Doncoa. N-ai Doncoa, că... Na. Stai. I don't wanna. Haide, mă. Stai că am pus eu. Am apăsat eu. Da, iubirea mea. Deci mie pe ceva să iubire. Uite ce, eu nu pot să ți-l dau pentru că e al meu astăzi. Nu am terminat încă. Draga mea, suntem la a treia sticlă de vin. Cum să terminăm? Spune iubitului meu, adevăratului meu iubit. Da? Că trebuie să ajung undeva, mai încolo. Trebuie... A spus Gina că trebuie să ajungă undeva. Bine, și ce să facă iubitul tău dacă ajungi undeva? Stai cu copilul. Se grăbească cu finalizarea. Să se grăbească cu finalizarea. Da, o să-i spun chiar acum. Finalizările trebuie puse în practică. Bravo, Gina, bravo, mamă. Îți mulțumesc foarte mult. Cuvintele tale vor fi mană cerească pentru oameni, pentru gândurile lor, pentru imaginația lor. Finalizări. Cum sunt nașii? Cum sunt? Nașii? Da. Întrebarea mea. Nașii tu. Uh-huh. Tot e în regulă? Josephine? Tot e în regulă? Da, nu auzim. Adică nu auzim. Noi nu auzim. Ceea ce vrem să spunem este că... Da, mama. Hei, hei. Hei, Josephine? Cineva l-a întrebat pe Brent. Trebuie de bun la cap. Cine? Da, mama. Josephine, o să-l trimit pachet imediat pe tata acasă. Mai avem două piese. mai avem două piese și ți-l trimit pe tata acasă. Bine, Josephine? Da, îți mulțumesc. Mhm. Wack, wack, diri, diri, da. Las că tata ți-a pregătit. Cine m-a învățat Brenciu toate cântecele de copii mici. M-a terminat. L-am terminat. Hai că vine acasă cu un repertoriu nou. Te sărutăm cu drag, Gina, dragă. Eu vă pup. Hai, bine, pa. Pa. Deci nu mai ajung la studio.
Dragii mei, cine să dea subscribe, cei care mai vor să ne vadă pe mine și pe Smiley cântând vreodată. Niciodată. Cele 10 întrebări. Iată. Vin, suc sau apă? Vin cu apă. Bun, bun, bun. Atenție! Cabină de duș sau cadă cu petale de trandafiri? Cabină de duș. Trebuie să elaborezi sau poți să zic doar așa? Okay. Ba da, poți să zici orice. Cabină de duș. Singurătatea nu mă interesează. Așa. Fotbal sau basket? Fotbal. De ce? Eu am auzit că te duci la basket. What? Eu am auzit că joci basket. Mai joc și basket, da. De ce fotbal? Păi mă uit mai des la fotbal decât la basket. A, te uiți. Și joc. Cu cine joci tu fotbal? Păi acum am echipa mea, FC Puica. Bă, tu îți bagi joc de mine? Nu, mă, așa se numește echipa mea. Faci mișto de mine. Nu, mă, nu. Deci echipa mea... Ăsta, faci mișto de mine? Echipa mea, de la FIFA, așa se numește. FC Puica. Și cine e înăuntru acestei echipe de FC? Câți, ce pui sunt acolo? Păi, Jesus. Jesus, mă, de la Manchester. Așa? Așa. Werner. Timo Werner. Lukaku. Lukaku. Mendy în poartă. De unde e Mendy? De la Chelsea. Așa? Așa. Deci eu știu echipele de la FIFA. Când la fotbal nu prea mă uit, decât la Champions League și la jocurile României. Și noi? Așa. Hagi. Hagi e băgat acolo? Da, e legend. Și... Ronaldo nu l-am. De Bruyne, săptămâna trecută, Mbappé bagă un gol. Și fii atent, m-am uitat la el special. Deci acum toți, pentru că e efectiv spectaculos, să sari în sus și să faci așa. Și Lukaku, ăsta Lukaku, mai luat cu Lukaku. Bine că zici caca. Mbappé? Mbappé? Nu, nu. Adică, hai go, gol. Și faci așa, zici, aule, ăsta e altul. Ai înțeles? Te-ai venit așa, aule, ăsta nu e al meu. Ăsta nu e salutul meu. Deci fii atent, ăștia tot timp. Da, da, după aceea așa am făcut chestia. Tu dacă ai băga un gol, tu cum ai face? Nu știu. Semen cu Gigi Becker. Și ce dacă? Păi da, mă, ăla nu joacă, stă pe margine și dă indicații. Păi da. Băi, trebuie să fie unul care joacă și face așa. De la FC Puica la întrebări. Așa. Sala Palatului sau Arenele Romane? Arenele Romane. Încă o întrebare. Pistol sau pușcă? Scuză-mă, asta a fost gluma. Uapa, uapa, uapa. Și glume, mă. Nu râde nimeni la mine. Așa. Bun, acum o întrebare. Asta-i glumă, da. Deci, o femeie așa ar fi. Și ar fi dat și ochii peste cap așa. Faci grătar sau te duci la grătar? Mai des mă duc. Și când fac, sigur mi-l face altcineva. Și de ce? Pentru că atunci când fac grătar, nu-l fac. Bine, mai fac și singur așa cu Gina, nu știu ce, dar cel mai des fac cu prietenii. Și întotdeauna găsesc un prieten care se pricepe el mai bine la grătar. Ultima dată, unde ne-am văzut? La grătar. Dar prima dată. Așa. Noi ne-am văzut la studioul ăla vechi. La grătar. La grătar. Și era, da, Baxter era șeful grătarului, da, normal. Da, deci, da. Următoarea dată sper să fie la nuntă. Camping sau glamping? Camping. Nimic. Niciunul. Tu știi ce e glamping? Da. Și nu te-ar tenta un glamping? Never ever. Dar ce te tentează pe tine? Deci, ai fost la glamping? Nu. Păi și ce vorbești acolo? Păi am podcast. Băi, nu.
Ce mai râdeți la poantele mele? Nu ale omului. Deci stai un pic, în camping ai fost? Da. Când? Când erai mic. Când a stat o Bambino. Când stai Maria Dolores, așa. Când eram mic. Stau-mă puțin. Eu nu mă duc la glamping pentru că nu am avut, trebuia să pregătesc podcastul. Deci eu n-am timp de glamping. Eu am timp de questioning. Înțelegi? Perfect. Zim ce, deci, ce, ce-ți place ție. Așa. Am o întrebare. Niciuna. De ce? Campingul. Că... Deci campingul e fair. La camping știi ce, la ce te aștepți. Stai cu cortul, faci cu focul de mâncare, corect, nu știu ce. Bun. Da? Glamping e o bășină. Așa. Deci, de ce spui mea, chestia asta? Iar... Deci, costă extrem de mult. Așa? O chestie. De fațadă, zici. Bă, mi se pare, adică am văzut glamping și mi se pare că dai o grămadă de bani pentru o treabă pe care nici măcar nu o experimentezi la valoarea ei adevărată. Adică dacă vrei să te duci cu cortul, du-te, bă, nene, cu cortul în sălbăticie. Dubai. Dacă vrei să te duci la un hotel de 3 stele plus 4 stele, 5 stele, nu știu ce, du-te la hotel. Bun. Frumos. Dacă te duci la glamping, e o combinație între cele două și nu primești nici aia, nici aia, dar plătești foarte mulți bani. Ok. Copii, anulați-vă tot glamping-uri. Da. Acum, am o întrebare foarte importantă pe care acum am venit, care nu are de-a face cu nimic premeditat. Bun. În curând o să pleci în vacanță. Corect? Zi, da. Zi, da. Da. Acum, întrebarea. Vei merge doar cu Gina sau și cu Josephine? Și cu. Înseamnă că e și bona. Nu? Nu cred. Păi dar noi am mai mers deja. Ați mers toți trei? Da. Bă, ești erou național. De ce nu înțeleg? Exact. Deci eu am asistat la multe plecări în vacanțe, da, cu copii mici. Da. Chiar și nou-născuți, de câteva luni și mai departe. Da. Noi am mers cu fii mea și aici în... Am fost la Antol cu Josephine. Am fost trebuie în să-mi dai o excursie exotică. Am fost, nu, în Florența. Ok. Da. Am stat o săptămână. Și Josephine a fost cu mine. Josephine cu noi, da. Dar ea e cea mai bucuroasă când plecăm. De ce? Îi place. La munte, când am făcut... Băi, o și văd. Ah! Turnul din pista preferatul meu! Dar n-ai înțeles. Deci, dar cum poți să spui așa? Cum să... E foarte bucuroasă. Deci când ajungem în cameră... Dar cum vedea bucuria? A, Italia, mă, cazzo, care... O văd. Deci, are o... Deci când am ajuns în Florența, spre exemplu, așa, și am ajuns la cazare, așa, mamă, deci a început. E așa, e bucurie, deci se manifestă cu o bucurie de asta, că nu știi să-și manifeste bucurie. Fi, tati, ăsta are mai multe etaje decât ăla din Piatra Neamț? Da. Nu. Incredibil. Băi, nu, mă, nu, chiar să bucură. E foarte tare, dacă îmi zici, deci, chestia asta. Chiar suntem... binecuvântați cu copilul ăsta care este Smirnov. Cu minte, e, nu știu, mi se pare că e cool. Deci eu am un copil foarte cool. Te deranjează dacă o să se vadă peste un an cu fimiu? Nu. Ok. Ce vă uitați la mine? Câți ani are? 7. Perfectă. E perfect. Nu așa, așa. Dar nu acum. Mai târziu. Păi nu, se meargă împreună la Florența astăzi. Ah, ok. MP3 sau pick-up? Pick-up. Oh, yes. Ai pick-up acasă? Nenorocit. Mai zi o dată. Ce pick-up ai acasă? Zi-mă, cu Technics. Câte viniluri ai acasă? Multe. Foarte multe. Cred că am vreo 200. Nu l-am numărat niciodată, dar am multe. Să-i pui pick-up. Am și vechi și noi. Să-i pui pick-up. Da. Da, oricum, ascult mai multă muzică pe digital. Da, dacă mă pui între MP3 și... Pick-up, întotdeauna pick-up. Vin fiert sau vin imediat? În sfârșit, băi, să mai râdă la o poaltă de-a mea. Dar nu știu ce aveți, pe bune. Mergi și mai departe. Am o
piesă și cu asta. Așa. Vocea României sau România au talent? Hai, o să hai. Nu răspund la întrebarea. Nu, mă, ce mă răspunzi? Hai. Păi n-am ce să răspund, nu știu ce să răspund. De răspunsul tău... Atârnă dacă se face vocea României. Dar nevastă mea, ce faci, dragă, cu smiley atâta? Că cu mine nu... Aoleo. Zi, Vasilică. Așa, cu mine nu stă. Efectiv, cum a disimulat-o ca să nu răspundă. Da, nu, chiar nu știu ce să zic. Altă întrebare. Altă întrebare. Du-te învârtindu-te. Nu mă, îmi plac foarte mult amândouă, n-am cum să... chiar n-am cum. Cash? Cum? Cash? Cash sau mâncaș? Cash? Da. Cașcaval? Cash? Cash sau card? E o glumă. Card. Bun, vezi? Și la glume răspunde Smiley. Da. Atenție, ești punctual sau își cer scuze? Când sunt cu Florin, sunt punctual. Când nu ți-e puțin, da. Când nu, îmi cer scuze. Ți le primesc, atenție. Da. Atenție, ultima întrebare. Ai vreo întrebare pentru mine? Dacă ultima întrebare este o întrebare pentru tine? Da. Vrei să-ți răspund dacă am o întrebare? Nu, am îți pregătești multe. Întrebarea până îți pregătesc cadou. Pregătesc întrebarea. Pregătește-ți întrebarea până îți pregătesc cadou. Vrei o întrebare grea sau o întrebare ușoară? Eu răspund la întrebare, nu ca tine, mă, altă întrebare. Bine. Îți pun una de nu te vezi. Ia zi. Ești pregătit? Da. Hai. Ești gata? Liniște, da. Una de calibru ălea pe care mi-ai pus-o tu și n-am răspuns. Bagă. Antena 1 sau Pro TV? Pam, pam! Dragul meu Smiley, o să-ți răspund la această întrebare. Ha-ha-ha production, ce a fost mai mult de ha-ha. Așa. Să știi că eu n-aș fi ceea ce sunt astăzi, fără TVR, Antena 1, Național TV și Pro TV. Și le mulțumesc fiecăreia pentru aportul pe care mi l-au adus la ceea ce sunt astăzi. Acum mă bucur foarte mult că în 2022 pot să spun că în cazul în care Vocea României în această toamnă va fi acolo, mi-ar plăcea să deschidem o șampanie la cea de-a 10-a 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 s-a ținut, nu? 19. Ar fi a 10-a. Ar fi al 10-lea sezon. Abia aștept să ne vedem la 10-lea sezon. Asta este pentru tine, că ți-a plăcut vinul alb. Foarte bine. Sauvignon Blanc. Mai am pentru tine. Mai ai pentru tine? Mai am pentru tine o pălărie. Așa te-am cunoscut eu cu pălărie. Asta este o pălărie din partea mea. Mulțumesc frumos. Și pentru că anul viitor faci 40 de ani. Da, fața asta frumoasă, drăguță, tătic, face 40 de ani. De fiecare dată știu exact când e ziua ta, pentru că e cu o lună înaintea mea. Practic tu ești mai bătrân cu o lună decât mine. Pe 27 iulie, concentrați-vă să-i dați la mulți ani lui Smiley, să-i spuneți să fie cu minte. Așa cum i-am spus și eu de cele mai multe ori. Așa cum i-am spus eu de când s-a născut. Smiley, fii cu minte. Dragilor, cam asta a fost emisia cu Smiley. Ne bucurăm foarte mult că am descoperit aici un partener de discuție, partener de glumă, de muzică, de vorbă și de muzică, așa cum e la Lucruri Simple. În fiecare zi se întâmplă lucruri simple. Bucurați-vă de ele. Smiley, dragă, a fost o plăcere foarte mare să gust dulcele. Da, foarte mult. Nu mai. Și emisiunea nu trebuie să se termine cu paharele goale. Da, bă. Ești omul care, alături de care am stat cel mai mult la un podcast.
N-o să spunem cât am stat, că după aceea telespectatorii o să vrea și materialele aferente. La 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 la. Băi, sănătate și mulțumesc frumos de invitație. La mulți ani! Să-ți trăiască familia! Să trăiți. Florine, să trăiești! Să trăiască formația Puica! Mama e de formație Puica, că nu o știam niciodată. Fece Puica. Mi s-a părut funny. Băi, să mor dacă n-am avut impresia. Zic, o cunoaște pe Marișica Puica, mă! Marișica Puica, alergătoare senzațională! Campioana noastră! Zic, nu, domne, Fece Puica. Doamne ferește! Doamne! Dar zic că nu e funny numele. Las că o să-mi fac eu o formație Fece Cocoșu! Și o să vin la Puica ta! Apropo, să mă înveți și pe mine FIFA. Sunt pregătit oricând. Să ai o primăvară frumoasă. Și ție la fel. Să ne vedem în toamnă și la Vocea României. Haide! La Voix de Roumanie. La Bartoș prezentator. Și cu ceilalți. Și cu ceilalți. Și cu ceilalți. Lucruri simple sunt de ajuns. Nu-mi doresc nimic în plus. Vreau și mâine același cer senin. Inima să-mi fie așa, oh, da. Ca un ful în palma ta. Pentru mine, bine. N-ar fi prea puțin. Nici multe, nici multe motive ca să iubesc. Bine, spale! Refren! Orice li se aș avea, lucruri simple voi păstra. Cer albastru eu și tu. Come on, smile! Mi-e de ajuns la muzica, muzica. Mi-e de ajuns privirea ta. Lucruri simple voi păstra. Care mi-ar putea zâmbi dimineața pe lângă perna ta. Îmi place tu așa cum ești, cum ești. Când mă cerci și când mă ierti. Și speranța, speranța. Tu nu te vei schimba. Nici după chimere.
na 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 na